găsit la Real Risk. Alături de mine de această dată, unul dintre cei mai tineri ai membrii ai Uniunii Astra, nu, fundație. Asociația Astra, alături de președintele Mihai Octavian Goga, președintele filialei din Sebeș. Bun venit la noi și Claudia, ce să zic, felicitări. Ești clasa 12-a și am înțeles că faci parte și din organul de conducere a acestei filiale, nu? Da, de anul acesta. De unde atâta iubire față de istorie, față cum? De te-ai... îs puțini, acum vorbeam înainte de emisiune, că media de vârstă în asociația Astra este de 70 și ceva de ani. Tu ai spart gheața, ai încălcat orice regulă. Bine, nu era o regulă. De unde această iubire de istorie? Chiar dacă, paradoxal vorbind, sunt la un profil de real, la matematică informatică la liceu, întotdeauna m-a atras istoria și mai ales din cauza tatălui meu, că povesteam foarte mult de mică despre istorie și cred că acolo a început plăcerea aceasta și, în general, Astra din Sebeș are foarte mulți tineri față de alte filiale. Și cred că și asta ne-a atras să fim împreună parte din această asociație. Câți tineri sunt la Sebeș? Cu aproximație 8? 8 da. Liceeni și studenți în primii ani, iar restul tineri profesori, tineri cercetători, pentru că avem membri și din Cluj-Napoca și din București, sau lucrează în alte domenii. Bine, un tânăr de clasa 11-a, 12-a aș pune întrebarea. Cum vă distrați la Astra? Am făcut o felul de excursii. Deci am nimerit-o. Da, deci chiar vă distrați. Da, oh, deci avem excursii. Da, am fost la Sibiu și la chiar dacă poate nu pare distractiv la muzee, dar cum am fost toți împreună, am ieșit după aceea la deci mâncare. Deci sunt excursii care au o tematică istorică. Exact, da. Dar cu tineri. Cu tineri. Foarte bine. Cu tine și cu președintele sau da. A fost singuri? Nu, cu președintele. Și eu sunt tânăr. Deci. Și tu ești tânăr, așa e. Mă lipesc lor. Era o vorbă la Revoluție. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Nu e nicio revoluție. Bine ar fi să fie o revoluție culturală în România. Ce ați făcut în ultimii 2 ani, stimate domn Octavian? Deoarece cam de 2 ani n-ați mai fost pe la noi. Da, da. Din august 2015 cred că nu ne-am văzut. Am avut aici un opis cu activități foarte multe și înainte de a le trece în revistă pe cele mai importante, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre Astra pentru a afla toți telespectatorii noștri ce este Astra, ce este această asociație, când a luat ființă, cine a înființat-o și care sunt obiectivele principale ale acestei asociații. Desigur. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, Astra prescurtat, este cea mai veche asociație culturală din Transilvania, o asociație care a luat ființă în anul 1861, în martie 1861, la Sibiu, din inițiativa unor cărturari, oameni politici de excepție. Cu toate acestea, inițiative de înființare a unei asociații culturale transilvanene a existat încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. De exemplu, în anul 1795, celebrul medic ocultist clujan Ioan Pioriu Molnar propunea înființarea unei societăți filozoficești în Principatul Transilvaniei. Apoi, mai târziu, la începutul secolului al XIX-lea, mai precis la 1821, un grup de boieri refugiați din țara românească la Brașov, refugiați din calea mișcării conduse de Tudor Vladimirescu, au propus și au reușit în bună parte înființarea... Refugiați că or fost de partea lui Tudor Vladimirescu sau au fugit boierii de Tudor? Fugiți de furia mulțimilor. Da. S-au refugiat la Brașov și au reușit în bună parte să-și materializeze proiectul acesta de înființare unei societăți culturale, în sensul că ei au sprijinit publicarea celebre gramatice a lui Ioan Helea de Rădulescu. Apoi, în 1836, o serie de cărturari în frunte cu Ioan Helea de Rădulescu, Cezar Boliac, inițiază discuții cu cărturarii
transilvaneni, Timotei Cipariu, George Barițiu, pentru înființarea unei societăți literare. Nici acest demers nu a avut succes. N-aveau succes din cauza unei opoziții din partea ungurilor? Nu au primit aprobare din partea curții imperiale de la Viena. Mai târziu, în anul 1852, foștii lideri ai Revoluției de la 1848, Avram Iancu, Simeon Balint, și-au donat din propriile venituri suma de 2500 de florini pentru înființarea unei societăți literare. Era mult? Literare. Era o sumă consistentă? Da, o sumă destul de consistentă pentru vremurile acelea, chiar și pentru vremurile noastre. Acest proiect începe să se materializeze începând cu anul 1860, când în ziarul înființat de Șaguna la Sibiu, Telegraful Român, Ioan Cavalerii de Pușcariu publică un articol manifest, dacă vreți, în care solicită înființarea de grabă a unei asociații culturale. Astfel s-a născut celebra petiție din 10 mai 1860, o petiție inițiată de 176 de oameni de cultură, oameni politici transilvăneni, o petiție înaintată curții vieneze. Se primește aprobarea pentru înființarea acestei asociații, iar în martie 1861, la Sibiu, are loc adunarea constitutivă a asociațiunii Astra, sunt stabilite statutele, modul de organizare și de funcționare al asociațiunii. Primul președinte a fost episcopul, mai târziu mitropolitul Andrei Șaguna. În anul 1862 au apărut și primele secțiuni ale asociațiunii, secțiuni de sine stătătoare, secțiunea istorică, secțiunea filologică și secțiunea de științe fizico-naturale se numea. Structură după care avea să se înființeze și societatea academică în Regatul României la 1866, urmând modelul Astrei. Deci Academia Română? Da, a luat modelul. Da, societatea academică, cum s-a numit la început, și mai apoi Academia Română. Au apărut pe parcursul timpului mai multe secțiuni, astfel încât la 1900 numărul acestora s-a dublat, adăugându-se o secțiune economică, o secțiune agronomică, o secțiune juridică și așa mai departe. Încă de la început, asociațiunea Astra nu și-a propus să fie o asociațiune confesională, politică. Ea era deasupra a tot ceea ce înseamnă confesiune politică, dovada faptului că până în prezent președinții Astrei au fost pe rând un greco-catolic, un ortodox, un greco-catolic, un ortodox, iar vicepreședinții la fel, secretarii la fel. Deci este o asociațiune culturală care de-a lungul vremii s-a implicat activ în viața culturală transilvaneană și a adus aportul în procent destul de mare la actul de la 1918. Sub coordonarea asociațiunii Astra în 1904 a apărut Enciclopedia Română, care este a patra enciclopedie în ordinea aparițiilor, după Enciclopedia Franceză și cele care au urmat, o enciclopedie care este extrem de actuală și astăzi. Din păcate... Poate fi o explicație numărul mare de filiale din județul Alba, această implicare în unirea de la... Din 1918-7, am înțeles, da? Da, că da, sunt da, în județ. Da, 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 da. Adică, practic, fiecare municipiu are o asociațiune? Da, 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 da. Avem filiale de spărțăminte, cum spunem noi, la Sebeș, la Alba Iulia, la Blaj, la Iud, la Teiuș, la Câmpeni, la Zlatna. Da. Cum au primit... cât de mare a fost fenomenul acestei asociațiuni în Ardeal? Erau foarte mulți membri și și țărani și intelectuali, absolut, și din toate absolut, categoriile absolut, sociale. Absolut, dacă studiem documentele vremii, luând cazul Sebeșului, la Arhivele Naționale, filiala Alba Iulia, se păstrează un fond impresionant
care conține documente elaborate de despărțământul Sebeș începând cu anul 1870 până în 1948. Și în încheierea acestui fond ni se păstrează un registru imens de câteva sute de file în care sunt prezentați toți membrii care au activat în despărțământul Sebeș cu profesiile și cu cotizațiile plătite. Din acest registru rezultă că pe parcursul timpului au fost în asociațiune intelectuali, profesori, clerici, dar și oameni simpli, muncitori, țărani. În jur de 100 de membri. 100 de membri a fost, dacă vreți, apogeul nostru în perioada interbelică, anii 1923-27. Și în prezent? În prezent suntem 38 de membri. Suntem cel mai tânăr despărțământ din județul nostru și din țară, alături de colegii de la Carei. Ne-am reconstituit în anul 2014, iar de atunci până astăzi am reușit să convingem 38 de oameni să se alăture programului nostru. De ce poartă numele Vasile Moga? Cine a fost Vasile Moga pentru cei care ne cunosc? Am ales să-l propunem pe Vasile Moga, pe episcopul Vasile Moga, ca și patron spiritual al despărțământului nostru, pentru că este un personaj extrem, extrem de puțin cunoscut în zona noastră și în general în a fost Transilvania. Din Sebeș, da, născut în Sebeș în 1774, în familia preotului Moga, o adevărată dinastie de preoți, pentru că familia Moga a dat mai mulți preoți pe parcursul secolului 18 și 19, și a fost primul episcop ortodox. Toate cărțile sunt scoase. Nu, acestea sunt de la o seară Eminescu pe care am organizat-o împreună cu expoziție de carte. Da. Revenind, Vasile Moga a fost primul episcop ortodox român după momentul 1700, după înființarea Bisericii Greco-Catolice și desființarea ierarhiei ortodoxe, prin trecerea lui Atanasie Anghel la greco-catolicism. Haideți să trecem câteva acțiuni. Cred că toate sunt importante. Din activitatea dumneavoastră din ultimii 2 ani, nu înainte de a arăta telespectatorilor la cameră, aici sunt 5 volume, 5 cărți care au văzut lumina tiparului anul trecut, da? 2016. Deci aici avem o carte scrisă de doamna Viorica Cazan, o poetă deja remarcată în Sebeș, lansată, Suflet de rouă, de Viorica Cazan, da? Editura Argonaut, Cluj-Napoca. O alta autobiografia spirituală a lui Dag Hamasiord. Este o lucrare mai specială, dacă vreți. Este dedicată celui de-al doilea secretar general al ONU, Dag Hamasiord. O lucrare care analizează însemnările sale autobiografice, puternic impregnate de sensibilitățile sale religioase, și este o lucrare elaborată, dacă vă vine să credeți, de un teolog, un cleric ortodox. O lucrare de excepție care face, dacă vreți, puntea de legătură între ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră ortodoxă și cea protestantă nord-europeană. Deci este un anuar? Sau? Anuarul nostru, Astra, da. Sabesiensis, este primul anuar științific al asociațiunii. Este numele latin al Sebeșului sau? Astra de la asociațiune, iar Sabesiensis, da, da, da. Sebastian Stanca, un cleric cărturar din Sebeșul de altă dată. Deși Sebastian Stanca, da, tatăl poetului și dramaturgului Radu Stanca. Este tatăl? Da, da, tatăl. Radu Stanca a și pictat. Da, da, da. Este tatăl lui Radu Stanca, este un volum de studii, un volum colectiv, care inițiază colecția personalități marcante ale Sebeșului. Și un nou volum, Unități imaginare în opera lui Nichita Stănescu, de Adina Sorohan. Ne-am propus să sprijinim și astfel de demersuri
intelectuale. Acest volum este la origine teza de doctorat. Doamna Dinai este profesor de limba română, la Sebeș. Este teza de doctorat a domniei sale. Sebeșul ăsta are ceva interesant. Deja de la o zi la alta mai mândru că m-am născut în Sebeș. Am văzut pe Google o chestie că e chakra lumii lângă Sebeș, pe la Râpa Roșie, un centru energetic de unde pornesc toate bunele și numai bune și rele, dar am avut la Râpa Roșie și festival cu mici și cu aeroplane. Dar revenind la activitatea Astrei, haideți să facem o trecere în revistă și, bineînțeles, să spunem despre fiecare eveniment mai important, să-l și dezbatem un pic ce s-a întâmplat. Le puteți spune dumneavoastră și eu pun întrebări. Eu mi le-am copiat, le aveți și dumneavoastră da, acolo? Da. Haideți să începem cu 21.08.2015, lansarea volumului Senatul Militar Român, Centrul Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena. Ce? O carte în care sunt toți ofițerii? Nu, este un volum de documente referitor la activitatea acestui organism. Un organism care a luat naștere în toamna anului 1918 pe fondul prăbușirii monarhiei austro-ungare. Este un organism care pe parcursul activității sale a reușit să concentreze, să organizeze și să expedieze spre Transilvania foștii soldați români din armata austro-ungară, un organism condus de Iuliu Maniu și care în perioada 31 octombrie-27 noiembrie 1918, cu forțele proprii, a asigurat ordinea și liniștea publică pe străzile Vienei. Recent am citit un articol în care se spunea că datorită acestui organism Iuliu Maniu a salvat Viena de bolșevism, de avansul ideilor bolșeviste în toamna lui 1918. În 18 septembrie 2015, înființați în premieră pentru asociațiunea Astra, grupa de tineret a desfărțământului, a filialei Sebeș, Vasile Moga, formată din Claudia Fechete, prezentă, felicitări, Neombi Fechete, sora ta. Da. Da. Andrei Olteanu, Oana Rotaru, George Frățilă, Naomi Suciu, Răzvan Dănilă și Anca Dreghiciu. Deci pentru în premieră pe țară? Deci nu mai există filială este de prima. Tineret? Wow. Păi și nu din 2015 nu v-a copiat nimeni? Deocamdată nu. Păi dacă din păcate, află tinerii că merge și păcate. În excursii și așa, o să aveți... Din păcate, noi... Și aici nu mă refer la neapărat la cazul despărțământului de la Sebeș, dar despărțămintele astriste în general nu au știut să-și adapteze discursul noilor condiții și tinerii cam fug de da, Astra, cu toate că... Cu toate că, sigur, sunt lucruri interesante și, toate că și menirea... pentru tineret. Cum? Da. Ție cum ți se pare? Cum? Sau cine te-a convins să vii înspre Astra? Cum ai aflat de Astra? Cum am luat prima dată contact cu Astra? A fost în vara anului 2015, când asociațiunea a desfășurat un schimb de experiență, o tabără cu tineri din Republica Moldova, să cunoască România, prima dată veniți majoritatea în România, și ne-am ocupat cu o grupă de tineri, ne-a rugat Mihai să îi primim și să organizăm niște jocuri și activități în aer liber cu ei. Și acela a fost începutul și mi s-a părut foarte interesantă această metodă de a integra tineri din Republica Moldova în țara noastră. Da, exact. Și apoi ne-a întrebat Mihai dacă am dorit să facem parte din despărțământ și să continuăm colaborarea și activitățile împreună. Și mi s-a părut foarte interesant și așa a început povestea cu Astra. Povestea, foarte frumos. În 26 septembrie 2015, team building pe urmele Astrei, organizat împreună cu grupa de tineret, care a cuprins, aici deja spune la toată lumea cum v-ați distrat, vizitarea centrului istoric Sibiu, Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, Catedrala Evanghelică din Sibiu, Catedrala Ortodoxă din Sibiu, Biblioteca și Aleea Personalităților Astra, Muzeul Bruckenthal din Sibiu. 27-a noua, dar aveți activități aici una după alta, nu se poate. Da, despărțământul Astra, Vasile Moga Sebeș, prin președinte Mihai Octavian Groza și profesorul Nicolae Afrapta,
fost prezent la comemorarea celor 160 de ani scurși de la nașterea lui Grigorie Sima, a lui Ioan, poet, scriitor, folclorist, om de seamă al satului Gârbova de Sus, eveniment organizat de Cercul Astra, Grigorie Sima, a lui Ioan, Gârbova de Sus. Deci, practic... Da. Sunt activități conexe activităților pe care le desfășurăm în fiecare om de cultură, fiecare poet din zonă, nu? Fiecare filială a Astrei se ocupă de recuperarea și revalorificarea anumitor personalități. Cum am spus, acestea sunt activități conexe activităților noastre, pentru că suntem datori să sprijinim și să participăm fizic și la evenimentele colegilor noștri, indiferent de locul în care acestea se desfășoară. 9-a 10-a, lansarea volumului Dincolo de Stelele Reci, semnat de Horia Muntenuș. Horia Muntenuș e tot din zona noastră? Nu, este un scriitor, prozator, prolific din Cluj-Napoca, care ne-a vizitat în 2015. 14-a 10-a 2015, lansarea romanului Sunt Târziul Șansei, lansările membrilor noștri. Semnate de Maria Cornelia Postescu, membru fondator al filialei Astra Vasile Moga în Sebeș. Da, membrii noștri sunt foarte, foarte activi, scriu, publică, lansează, da. De fapt, și Viorica Cazan scrie și Maria Cornelia Postescu. Cine mai scrie dintre membrii fondatori? Ioan Camla. Domnul Camla, putem să-l omitem, doamna Ana Borcea, avem colegi care se ocupă de cercetarea istoriei, colegi care scriu literatură. Ați avut și primăria municipiului Sevesa la Radu Stanca, a doua adunare generală a despărțământului. Ce se discută la aceste adunări generale? Că văd că ați invitat și din Sibiu, Blaj, Aiud, Cluj-Napoca, Oradea, București. Da. Și ei vă invită? Da. Anual suntem datori prin statut să organizăm o adunare generală a despărțământului, în care sunt prezentate rapoartele de activitate, rapoartele contabile anuale, rapoartele Comisiei de Cenzori, planurile de activitate pentru anul următor și sunt prezentate mesajele invitațiilor sau mesajele trimise de colegii din țară și din străinătate. De fiecare dată la aceste adunări participă și președintele național al Astrei, domnul profesor universitar dr. Dumitru Acu de la Sibiu, împreună cu o delegație din partea Comitetului Central. În 28 noiembrie, văd aici o conferință națională, Aradul, Centru Politic al Românilor Transilvăneni. Așa a fost? Da, prin membrii noștri, prin cercetătorii înscriși în asociația noastră, participăm și la astfel de manifestări științifice, atât la Sebeș, cât și în afara orașului. Sunt manifestări organizate de universitățile din țară, de institutele de cercetare, la care suntem invitați și participăm cu drag de fiecare dată. Eu aici sar peste câțiva, că văd care sunt cele mai interesante și întreb și eu. Seara Eminescu, 166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, în 15 ianuarie 2016, organizat de filiala Astra Vasile Moga Sebeș. Cum e la o seară Eminescu? Ce faceți acolo? Începând cu 2015, în preajma zilei sau chiar în ziua de 15 ianuarie, organizăm această seară Eminescu, în care îl comemorăm pe Mihai Eminescu printr-un moment artistic, printr-un moment științific, dacă vreți, printr-o prezentare a vieții și activității acestuia, iar începând din 2016, cu această ocazie premiem și câte un tânăr elev pasionat de istorie prin programul pe care l-am implementat intitulat Biblioteca Tânărului Istoric. Da. Lansarea programului Biblioteca Tânărului Istoric, exact, tot pe 15 ianuarie, program ce își propune susținerea și încurajarea tinerilor pasionați de cercetarea istorică. Cum îi selectați? După ce criterii? General, premiem tineri olimpici, tineri care s-au remarcat de-a lungul anilor de studenție. În general, până acum, am adoptat un model simplu, mergem în școli, discutăm cu profesorii de istorie, pentru că este un program dedicat tinerilor pasionați de istorie. Discutăm, ne sfătuim cu profesorii de istorie și în urma acestor discuții stabilim elevul imediat care va primi după premiul. Revoluție, în Sibiu, a fost acea modă, a coborât
teatru în stradă și au început să facă spectacole în stradă. Pe când filiala Astra de la Sebeș va face, nu, să coboare istoria în stradă, în ce sens? Să faceți concursuri de istorie, cât mai dese. Probabil va fi o modalitate interesantă să oamenii să devină interesați și să învețe că există spiritul ăla competitiv, trebuie exploatat și ăla. Eu m-aș apuca să învăț de, cum să zic, de spirit de competiție, aș învăța nu numai istorie, și japoneza. O propunere, poate vă putem susține dacă organizați așa ceva. Dragă. Am văzut, nu știu, pe Facebook zilele trecute, cineva a organizat la Sebeș, nu știu exact cine, un concurs de istorie. De istorie a Sebeșului, exclusiv. Dar merge organizat și un concurs de istorie a românilor în general și dacă dumneavoastră o să inițiați așa ceva, cu mare încredere să apelați la noi să-l popularizăm, să afle toți tinerii din județ. În 5-a 3-a 2016, tot așa, filiala Vasile Moga din Sebeș a Astra, prin doamna Maria Cornelia Postescu, a fost prezent la cea de-a 6-a ediție a sărbătoririi Mărțișorului, eveniment organizat de Despărțământul Astra Timotei Cipariu Blaj. În ce constă sărbătoarea Mărțișorului? Acum toți știm, e ceva anume la este Blaj? Este un bal anual organizat de colegii noștri de la Blaj, la care de 3 ani participăm. Păi și dacă printr-o delegație consistentă. Bun. Și cei de la Blaj nu au tineri? N-au filială de tineri? Ce-i balul celor mai puțin tineri? Sincer, cei mai tineri sunt undeva în jurul vârstei de 30-40 de ani. Nu am văzut până acum la evenimentele colegilor din centrele, din județul Alba, tineri. Și din Republica Moldova vin anual? Da, anual în cadrul programului. Deci ați avut și anul ăsta sau urmează să aveți? Urmează să avem anul acesta. Anual sunt aduși tineri din Republica Moldova. Anul acesta, din câte am înțeles, vor veni și câteva grupe din Serbia, de pe Valea Timocului. Tot în români? Da, români de pe Valea Timocului. Ar fi foarte interesant să facem și cu acei copii o emisiune, să vedem cum văd ei țara mamă. Și cum sunt tratați dincolo. Da, da. Bine, în Serbia știu că au foarte multe drepturi și sunt chiar bine tratați românii. 7-a 3-a 2016, conferința Sebastian Stanca, un cleric cărturar din Sebeșul de altă dată, parteneriat Desfărțământul Astra, Vasile Moga Sebeș, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Institutul de Istorie Ecleziastică din Cluj-Napoca, Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeș. Au susținut comunicări Mihai Octavian Groza, Andreea Dâncilă, Mircea Gheorghe Abrudan, Florin Dobrei, Iulius Marius Morariu. Deci vorba despre tata pictorului și dramaturgului, da, nu? Radu Stanca. Este o conferință pe care am organizat-o la începutul anului trecut, în urma căruia a rezultat acest volum dedicat lui Sebastian Stanca. Evenimentul este desfășurat în parteneriat cu o serie de instituții academice. Încă de la început am dezvoltat și întreținut acest parteneriat cu Universitatea din Cluj și cu Institutul de Istorie Ecleziastică pentru a da și această ținută academică manifestărilor noastre. Sunt parteneri permanenței noștri, conferințele sunt organizate în parteneriat cu aceștia, cadre universitare de la Cluj participă la evenimentele noastre, atât cu comunicări cât și în calitate de moderatori, ne sprijină în ceea ce presupune recenzarea și pregătirea materialelor pentru publicarea în anuarul nostru. Da, văd aici un eveniment foarte interesant și v-aș ruga în câteva minute să ne explicați cum e cu contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului românesc. De mare a fost contribuția preoțimii? Cu ocazia conferinței dedicată lui Sebastian Stanca am lansat și o ediție, o reeditare a cărții lui Sebastian Stanca din perioada interbelică, contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului, un volum publicat în anul 1925 pe care l-am reeditat împreună cu
colegul Mircea Gheorghe Brodan de la Centrul de Studii Transilvania al Academiei Române din Cluj-Napoca. Este un volum care prezintă tot ceea ce a însemnat experiența graniței culturale începând cu anul 1916. După campania eșuată a regatului României în Transilvania în toamna lui 1916, autoritățile austro-ungare au instituit o așa numită graniță culturală pe toată linia munților Carpați. Ce însemna această graniță culturală? Introducerea limbii obligatorii, limbii maghiare obligatorii în școli, închiderea școlilor confesionale românești și arestarea 16 și arestarea, încarcerarea în special a preoților și a intelectualilor din această zonă, lideri, formatori de opinie, dacă vreți. Pe baza cercetărilor făcute, pornind de la această lucrare, am constatat faptul că în acest interval, 1916-1918, circa 25% din numărul total al preoților din Transilvania au avut de suferit, au fost încarcerați, închiși la Cluj, în Ungaria, la Seghedin sau deportați în vestul Ungariei la Șopronă. Deci unde unul din poate, patru preoți. Unde se pot achiziționa aceste cărți? Din păcate, tirajul a fost epuizat. Dacă vreți, a fost un record pentru o carte științifică. Am beneficiat de sprijinul financiar al Episcopiei Devei și Hunedoarei și volumul a fost scos într-un tiraj de 1000 de exemplare care s-a epuizat rapid. Corect. Acum, pentru cei interesați, noi am încărcat benevol volumul în format electronic, la o simplă căutare pe Google acesta poate fi accesat și descărcat în format PDF. Da. Se numește, dacă care doriți să găsiți pe Google, Contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului 1916-1919. Foarte interesant. Deci unul din patru preoți unul din patru preoți au avut de suferit de pe urma acestor măsuri represive. Da. Timpul astăzi avem foarte mulți invitați. Aș vrea să te întreb, Claudia, cum vezi tu dezvoltarea secțiunii de tineret a acestei filiale Astra de la Sebeș? După ce ai intrat tu, au mai venit și alții? Nu prea. Sau cum te privesc colegii de clasă? Dubioasă, Claudia, că e la Astra. Mulți dintre ei nu prea știu ce înseamnă Astra, ăsta este adevărul, pentru că a fost înființată numai de 2 ani, nu au prea avut legătură și, de obicei, dacă se gândesc la asta, se gândesc la lansări de cărți, la... Deci, care prima dată, nu le trebuie. Da, prima dată trebuie să le schimbăm oarecum imaginea Astrei. Să vadă că istoria este interesantă și este important să o cunoaștem. Deci asta cred că este primul lucru care ar trebui să îl implementăm și apoi să ne gândim la activități care să-i atragă, nu numai concursuri sau excursii. Eu mă înscriu, dacă faceți un concurs, îmi dați bibliografie, lăsați acolo 2 săptămâni ca în sesiune. Da, și sunt sigură că colegiul ar coopera, Colegiul Național Lucian Blaga și chiar în Sebeș, eu cred că pe viitor secțiunea de tineret se va mări. Putem gândim un concurs de istorie, îl putem face și în direct. E variantă, ne va trebui numai niște numere speciale în care dăm varianta A, B, C, D, la SMS, facem o selecție și aflăm cel mai bun elev la istorie din județul Alba. Numai că, da, direct copiază acasă de pe calculator, dar am citit undeva că și copiatul e metodă de învățare, că dacă lași pe copil să copieze, el ține minte ce-o copiat și îi învățăm istorie lăsându-i să copieze. Da, păi rămâne atunci să ne mai vedem și săptămâna viitoare așa și să încercăm să punem cap la cap un concurs, noi vă sprijinim 100% și putem încerca prima dată să-l facem în Sebeș. Acea, dacă funcționează, vă sprijinim pentru tot județul. Încă o dată felicitări pentru activitate și sunteți de pe acum invitat și la ediția de săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare vă aștept la Orașul meu povestit să vorbim despre Sebeș și despre una, două personalități din Sebeș mai puțin cunoscute. Aștept propunerile voastre, îmi trimiteți pe e-mail și
îi luăm încet, încet pe toți oamenii de cultură din Sebeș să-i popularizăm. Mulțumesc încă o dată. Rămâneți aproape, în 3 secunde revenim în direct. Suntem din nou în direct, alături de mine trei campioni, Ordean, Daniel, Irimie, Andrei și Bănăzan Ovidiu, care tocmai sunt proaspeți întorși din Malaga, Spania. Bun venit la noi la emisiune. Bine v-am găsit. Din America. Din America, dacă veneați, știți cum se zicea pe vremea lui Ceaușescu, zicea ea care se întorceau din America, le ziceau înapoiați. Ați venit cu câte diplome, câte medalii, câte premii? Deci am venit cu 8 medalii, 4 la juniori mici, 2 la juniori mari și 2 la seniori. Și cu multe alte locuri, multe clasări bune în primele 6 locuri, nici nu le pot enumera așa într-o cifră, dar sunt foarte multe locuri, în afară de cele 8 medalii. Avem și locuri 4, locuri 5. Cu ce ați fost, cu autocarul? Cu avionul. Am ocupat o parte importantă din avion, dar mai ales la greutate. Acolo chiar... V-au pus așa ca să... S-au echilibrat, deși la decolare au fost ceva probleme, dar... Unde v-a antrenat în Alba Iulia? Deocamdată ne antrenăm la stadionul Unirea. Zic deocamdată pentru că e posibil să nu ne mai antrenăm acolo. Dar, ce să zic, până un alt acolo ne antrenăm. La sala de haltere. La sala veche. Da, exact. Tot așa e? Da, doar că... deci în afară de ziduri... Adică tot așa e ca acum 10 ani? Exact, dar în afară de zidurile de acum 10 ani am reușit să aducem în sală echipamente profesioniste, echipamente specifice de powerlifting la nivel internațional. Deci sunt aceleași care se folosesc la competițiile europene și mondiale. Asta am reușit să facem noi, adică Federația Română de Powerlifting. Zidurile și celelalte utilități nu avem cum să le... îndreptăm noi, deoarece suntem proprietatea altcuiva și, după cum vă spuneam... Ce sponsori ați avut? Practic, principalul partener, dacă nu pot să-i spun sponsor, a fost statul român prin Ministerul Tineretului și Sportului, în baza unui contract de finanțare pe care îl avem cu Ministerul Tineretului și Sportului. A fost principalul susținător al deplasării noastre în Spania la campionatele europene. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc, pentru că altfel nu știu cum am fi reușit să ducem la capăt. Plus, în afară de acest sprijin al Ministerului, au mai fost eforturi făcute de sportivi, antrenori. Ce impresar aveți? Poftim? Ce impresar aveți? Nu avem un impresar, pentru că un impresar costă mult și nu ne putem permite să avem un impresar. Ne ocupăm noi de atragerea de fonduri. Totuși, european. E unul care face, nu știu, miere de albine naturală. Și ce, nu așa, voia să așa pare e. Un tricot așa e, dar brandul lui? Vă spuneam că deci pentru noi acest campionat european reprezintă al, știu eu, zecilea campionat la care mergem. Uneori am avut sprijin. Pot să mai spun, să mai enumăr, deși nu o să denumesc societățile comerciale, dar am avut parte de sprijin de la o firmă de IT din Sibiu și de la o altă firmă din Iași. Am avut un sprijin substanțial în acest an. Dar impresarul costă în procente. Trebuie da. Nu costă. O să... Impresarul spune, vreau noi atât. Noi putem la să ne ocupăm de finanțare ori prin... Deci știu că scoateți an de an medalii pe bandă rulantă. Foarte multe medalii și... Atât de multe, dacă le duceți la fier vechi acum că e la modă, cred că faceți bani și din... Mai ales medalii. Că sunt produse din aliaje și s-ar putea să reușim să obținem mai mult. Dar nu aceasta este problema noastră, ci a obținerii unor finanțări din partea autorităților publice. Vă spuneam, Ministerul Sportului, avem sprijin, în schimb de la autoritățile locale nu avem sprijin. Cu ce i-ați supărat? Probabil cu performanțele realizate, pentru că sunt atât de greu de înțeles, atât de importante și greu de înțeles de către reprezentanții autorităților, încât ne-am ales cu puțin sprijin din partea lor. Știți că dacă am fi concurat la un campionat județean, cu siguranță am fi fost ajutați, dar să concurezi la un campionat european, să aduci medalii la seniori, dacă vă amintiți, spuneți-mi dacă vă amintiți de vreo medalie la un campionat european adus de un sportiv senior.
Vă rog să-mi spuneți, eu nu știu. Eu știu că în ultimii mulți ani, cel puțin la Clubul Unirea din Alba Iulia, suntem singurii care au adus medalii la campionate de seniori. Păi, Clubul Unirea mânca bani, nu producea bani și nici glorie, da. Foarte mulți poate confundă sportul pe care îl practicați și avem și câteva filmulețe pregătite, cu, îl asimilează cu persoane care nu au un IQ foarte mare. În schimb, eu am găsit un filmuleț foarte interesant filmat de tine pe internet, care spui, da, că cei care fac sport reduc foarte mult riscul de cancer. Haideți să urmăm două filmulețe interesante pe care ne întoarcem alături de invitații. Salut! Sportul cu greutăți aduce foarte multe beneficii, după cum bine știm, însă în clipul de astăzi o să discutăm despre unul dintre cele mai puțin cunoscute beneficii aduse de acesta, și anume reducerea ratei de apariție a cancerului. Nu multă lume știe faptul că celulele canceroase se deosebesc de cele normale prin faptul că au o sensibilitate mai mare la hormonul numit insulină. Ce înseamnă asta o să aflăm imediat, însă pentru început haideți să vedem ce este insulina și ce reprezintă de fapt rezistența la insulină. Insulina este principalul hormon cu rol în reglarea funcției energetice a organismului. Este o proteină și a fost descoperită în anul 1921 de către un român pe nume Nicolae Paulescu. Ea este secretată de celulele beta din pancreas și cu ajutorul ei, glucoza, principalul combustibil utilizat de către celule, trece din sânge în acestea. Absența acestui hormon din organism nu este compatibilă cu supraviețuirea. Nu o să vă bag în ceață cu prea multe detalii, pentru că este un subiect extrem de larg și amplu studiat chiar și în ziua de astăzi. Rezistența la insulină este o condiție patologică caracterizată printr-o scădere a eficienței insulinei. Practic, corpul nostru se acomodează cu acest hormon și așa apar problemele și bolile precum diabetul de tip 2. Bun, de ce a fost nevoie să menționăm despre aceste lucruri vorbind despre sportul cu greutăți și boala numită cancer? La începutul clipului am menționat faptul că celulele canceroase au o sensibilitate mai mare la hormonul numit insulină. Ca urmare a acestui lucru, acestea cresc mult mai repede decât oricare celulă din corpul uman. Asta înseamnă că au nevoie de mai multă glucoză, un zahăr simplu care este obținut în urma digestiei carbohidraților și care reprezintă o sursă de energie pentru oricare organism viu. Având o mai mare nevoie de glucoză, acestea intră în competiție directă cu celelalte celule ale corpului pentru resurse. Din nou, de ce este important să știm acest lucru? Pentru că atunci când ne antrenăm cu greutăți, țesutul muscular este solicitat și apar microrupturi la nivel muscular. Aceste microrupturi au nevoie de combustibil pentru a fi reparate ulterior. De aceea se spune că mușchiul nu crește în sală, ci în bucătărie, lucru care este extrem de adevărat. În urma solicitării antrenamentului cu greutăți, țesutul muscular dezvoltă și el o mai mare sensibilitate la insulină. Prin dezvoltarea musculaturii, creăm practic noi țesuturi care au și ele nevoie de acest combustibil pe care celulele canceroase îl cer. Practic, creăm competitori direcți pentru aceste celule bolnave și în felul acesta riscul apariției bolilor de acest gen este diminuat. Nu este vorba numai de diminuarea riscului apariției acestor boli, ci și de ținerea sub control a persoanelor care au deja această boală. Probabil toți v-ați așteptat la o altfel de explicație din partea mea în acest clip, la ceva mai magic sau mai secret, însă nu este cazul, este vorba doar de o chestiune logică și simplă. Organismul uman este un mecanism extrem de complex, iar cunoașterea funcționării minimale ale acestuia poate face diferența dintre o viață sănătoasă și una mai puțin sănătoasă. Acestea fiind spuse, nu uitați să vă documentați, să citiți și să aflați cât mai multe despre organismul vostru. Eu vă mulțumesc că m-ați vizionat și de data aceasta, ne revedem data viitoare. Salut! Da. Irimie Andrei, informatician, senior programator, unde lucrezi? În Alba Iulia? În Alba Iulia. Și ce programe faci? Software development pentru web. Site-uri, aplicații web, aplicații mai complexe web, nu doar site-uri de prezentare și alte lucruri. Ce te-a determinat să începi să tragi de fiare? Pe românești așa se zice, bă, mă duc la sală, rup halterele. De când tragi de fiare? Fac constant acest sport de 6 ani de zile
6 ani, cred că, da? Însă sport am mai făcut toată viața mea. Am început de la vârsta de 4 ani, am făcut karate, tot aici în Alba Iulia. Am urmat sportul numit, să zicem, atletism, nu pot să numesc chiar așa, am încercat tot aici în Alba Iulia o perioadă, am trecut la fotbal, am revenit la atletism, dar pentru probe de viteză, înainte am abordat probe de distanță medie, după care am cochetat puțin cu tenisul și în final am început cu powerlifting-ul, când domnul Ovidiu, aici prezent de față, a spus că ar merita să încerc acest sport. Ce ai făcut în Spania? Ce rezultate? Din Spania m-am întors cu o oarecare dezamăgire, pentru că mi-am setat niște targeturi un pic cam, nu neapărat cam mari, realizabile. Am încercat să dobor recordul mondial la proba de împins din culcat, la categoria mea de greutate. Însă, din cauza unei mici neatenții, am reușit să obțin doar locul 3. Spun doar locul 3 așa, pentru că, v-am spus, am setat un target mai mare, însă locul 3 este o performanță considerabilă. În kilograme, cât ai împins de la piept? Ca să... Cel mai mult sau la acest campionat? La acest concurs. 260 de kilograme. Da. Cum de reușește un om să împingă? După câți ani? După 6 ani? 6 ani de antrenament în această ramură, însă toate celelalte sporturi pe care le-am practicat implică, implică pregătire fizică. Da. Bun, când ai început powerlifting-ul, adică culturism, ca să-i spunem așa, bine, powerlifting e proba de forță, cât împingeai de la piept? 125 de kilograme, 120. Deci aveai un fond natural. Da, da, da. Mai pregătit. Sunt și celelalte două probe unde eram pregătit mai bine. La genuflexiuni, de exemplu, aproape 200 de kilograme reușeam să fac. Și acum, la genuflexiuni? Am abandonat în ultimii ani pregătirea pentru proba de genuflexiuni, m-am maxat doar pe proba de împins, ținând cont că am o șansă la dobărârea recordului mondial, însă reușesc și acum 255-260 de kilograme. Dar astea nu se cumulează toate trei? Sau sunt probe individuale? Există proba de total, unde se cumulează rezultatele de la genuflexiuni, împins din culcat și îndreptări. Și există concursuri separate, individual, doar pentru proba de împins, unde se concurează doar la proba de împins. Și acum la campionatul european din Spania, te-ai dus doar pentru împins din culcat? Am participat la proba total, m-am clasat la proba total, însă adevărat obiectiv a fost clasarea individuală. Da. La fel ca și la haltere, unde te poți clasa la total sau poți să obții medale doar la small sau doar la aruncat. Cum se împacă sportul acesta care pare foarte dur, că și greutăți este foarte mari și este, da? Cu munca, cu efortul intelectual. Îl compensează? Adică există o simbioză? Merg mână în mână, să zic așa. De obicei, după 8-9 ore de muncă psihică, ai nevoie de așa ceva, este locul unde te relaxezi, unde reușești să scapi de orice stres psihic. Intervine oboseala fizică, dar calmezi oboseala psihică după zi de muncă. Daniel, tu am înțeles, ești student anul 3 la... Da, la educație fizică sportivă, în Alba Iulia. De câți ani tragi de fiare? Fiare de 11 ani, dar doar de un an jumate mă întâlnesc cu Ovidiu Pănăzan și... Deci contează și antrenorul. Da, foarte mult. Păi, înainte să-l cunosc bine și să mă antrenez cu el, făceam la proba, de exemplu, genuflexiuni, că acolo cel mai bine pregătit și mai... La genuflexiuni? Da. Făceam 215 și acum fac 340. 340 de kilograme, adică... Nu, cu 300 în competiție. De kilograme, 340 în spate, de kilograme, da. Faci genuflexiuni. O genuflexiune, da. Dar și nu se rupe bara aia. Nu, rezistă până la vreo 800 de kilograme garantat. 340. Da. Păi ce, ai butuci în locul picioare? Da. Da? Da. Dumneavoastră, domnule Ovidiu, cu cât faceți o genuflexiune? Deci în perioada asta, la fel ca și Andrei, m-am axat în special pe proba de împins din culcat, am făcut genuflexiuni cel mai mult, în competiție cu 270 de kilograme și în antrenamente cu 290 de kilograme. Dar după o ruptură musculară de acum 3 ani la un campionat european, am lăsat-o mai moale, am mers pe prioritate să obținem o medalie la seniori, am obținut-o, urmează peste 2 luni un alt campionat
și așa mai departe, și o să rezolvăm și proba de genuflexiuni, să revenim acolo unde am fost. După care mai este, bineînțeles, și proba Daniel, de îndreptări. Practic, Daniel, faci cu un vițel în spate, genuflexiuni. Cu un vițel serios. Serios. Da. Sănătos. El face și mai mult de 340 kg, dar asta e greutatea ridicată în campionatul european, unde sunt exigențe deosebite. Nu e așa simplu de spus să faci o genuflexiune. Există criterii de arbitraj, există o grămadă de reguli. Dacă nu le respecti, poți să faci genuflexiuni cu 500 de kg, că dacă nu sunt corecte, nu, rezultatul nu este înregistrat. Bine, acum, fără să vreau, parcă aud o parte din telespectatorii care ne urmăresc și zic, a, culturism, nu-i bun că ăsta strică la potență. Nu e culturism, e powerlifting și ajută la potență, pentru că de-aia și zice powerlifting. Deci ajută. Adică ridicări strică de forță. Păi nu, dar majoritatea spun aia care merg la sală și nu știu ce, nu, numai... Din contră. Deci sportivii care practică sport de performanță, nu vreau să zic că doar noi, cei care facem sportul de forță, au beneficii și sub aspectul de care pomeneați înainte, cu o singură condiție. Să nu folosească substanțe interzise în sportul de performanță, pentru că toate prejudecățile de acolo pornesc de fapt. Adică nu de la practicarea sportului, exact, ci de la administrarea unor substanțe interzise, în special anabolizante, lucru pe care noi, cu care noi ne luptăm încă de la înființarea federației. Noi chiar înainte de a merge la campionatele europene, cei trei pe care îi vedeți aici, am fost testați de Agenția Națională Antidoping cu teste de urină și de sânge. Deci cele mai exigente teste antidoping la nivel mondial. Și acest lucru nu a fost pentru prima dată efectuat în cazul nostru, ci de fiecare dată, în fiecare an. Anul trecut am efectuat vreo 5 teste doping în țară, 4, unul la campionatele europene, la fel și Andrei. Deci noi suntem testați antidoping permanent și testele antidoping nu se referă doar la anabolizant, se referă la toate substanțele interzise. Cele din categoria drogurilor, stimulentelor, anabolizantelor, și așa. Bine, mai acum, departe. Practic, anabolizantele înlocuiesc testosteronul în creșterea musculară și de asta probabil duce la... Nu înlocuiesc, adaugă mult mai mult, adaugă mult mai mult hormon sintetic, bineînțeles că producția proprie din moment ce scade. Există scade și așa apar prejudecățile și poveștile cu sportivii de performanță. Dar vă spun, sportivii de performanță care practică sportul în mod curat, fără să folosească substanțe interzise, din contră, nu numai că nu au probleme. Acum, n-aș vrea să ne lăudăm noi cu lucrurile astea, vă spuneam la modul general. Da, pot suna fetele dacă vor. Da, îngrumit. După aia sună prea multe și iasă scandal. Nu, nu are cine să la spune. Ce, deci, ești anul 3 și specializat pe powerlifting? Nu, suntem limitați în chestia asta. Avem fotbal, volei... Acum, aici, nu există, o să completez eu un pic, pentru că știu mai bine situația juridică de la universitate, de la clubul universității. Clubul universității are secție de powerlifting înființată prin ordin al Ministerului Educației, deci și acolo se poate practica powerlifting de performanță, ei pot legitima sportivi, se pot afilia la federația de profil, doar să își dorească acest lucru. Deci dacă și-l doresc, toate condițiile legale sunt îndeplinite. Nu mai trebuie să fac alte eforturi. De sediu Federației Naționale? Sediu Federației Naționale este în Alba Iulia. Federația a fost înființată la Alba Iulia acum 8 ani. Eu am fost unul dintre cei care au înființat această federație. Câte filiale județene sunt? Avem, practic, nu e vorba de filiale județene, ci de structuri sportive afiliate. Da. Avem 31 de structuri sportive afiliate din mai multe județe din țară. Deci avem structuri sportive din Timiș, din Bihor, din Cluj, din Bacău, din Constanța, din Tulcea, bun, din deci București, ora exactă la powerlifting se dă la, se dă la Alba Iulia. Da, este una dintre foarte puținele federații sportive naționale care nu au sediu în București. Lucru care ar trebui să bucure autoritățile locale de aici, faptul că există. Corect. Da, și că ne-am înființat de interes național. Și suntem de interes național conform legii, nu. Corect. Pentru că spunem noi. Așa zice legea sportului, că federațiile sportive sunt structuri de utilitate publică și de interes național. Așa bun, sunt definite unde în lege. Sediu? Și în cine, Iulia. Cine vi l-a pus la dispoziție? Primăria? Este practic spațiul, proprietatea mea, pe care l-am pus la dispoziția federației ca să poată să funcționeze. Primăria nu a pus la dispoziție niciun spațiu, deși am solicitat acest lucru în nenumărate rânduri. În scris? În scris, bineînțeles, cu reveniri la scris și cu reveniri la reveniri. Eu vă
dau o sugestie, faceți o referire în scris și în municipiul Sebeș, în municipiul Iași, dacă Alba Iulia nu vrea. Să știți că ne-am gândit să facem... Sau nu are spații? Probabil că nu are spații, pentru că probabil că sunt folosite de societăți comerciale și din cauza asta pentru structurile sportive de utilitate publică și de interes național, nu mai există disponibil. Să vedem, poate se mai eliberează unele spații în viitorul apropiat. Când ați înființat această federație? Deci federația s-a înființat în 2009, dar bineînțeles, demersurile pentru... campionatele naționale, tot în exact. Alba Iulia. Am făcut campionate naționale în Alba Iulia până acum vreo 2-3 ani, iar de atunci am decis să facem cele mai importante campionate între alte locuri, de exemplu în Sibiu, în Timișoara, în Bacău și între alte zone. Anul acesta am făcut un campionat, campionatul național de senior junior la Ploiești. Ne diversificăm un pic zona de interes, da, pentru că promovăm și... Există o tensiune, există o neclaritate. Din punctul meu de vedere, așa ca simplu cetățean, nu e normal ce îmi povestiți dumneavoastră, Federație Națională, să nu aveți un sediu pus la dispoziție. V-ați certat cumva în trecut cu autoritățile locale? Nici vorbă. Permanent am făcut remarci pozitive la adresa autorităților locale, chiar și atunci când poate nu a fost cazul. Am pomenit de foarte marele sprijin, dar din păcate nu reușim să comunicăm pe aceeași lungime de undă. Acum, vă spuneam înainte de temeiul legal, inclusiv în Constituția României există un articol care spune că entitățile de utilitate publică trebuie să beneficieze în mod gratuit de spații și așa mai departe. Legea sportului obligă autoritățile locale să sprijine sportul de performanță, dar v-am spus, s-ar putea să fie mai multe societăți comerciale care au ocupat spațiile pentru sport. Păi nu mai eu se vor elibera. Un loc unde poate să vede. Degeaba le identificați, că și noi am identificat mai multe. Da? Dar nu asta e problema. Fostul sediu al PPDD-ului, al Partidului Poporului Dan Diaconescu, a fost trecut la UNPR, că s-au unit PPDD-ul cu UNPR-ul. UNPR-ul la rândul lui s-a unit cu PMP-ul. Și acum PMP-ul are două sedii, nu-i corect. Deci ai voie la un singur sediu. Păi aici deja e complicat pentru și noi. Și destul de bine. E complicat. Aranjat. Pentru noi contează mai mult ca spațiul să poată fi folosit pentru ceea ce facem noi. Adică dacă... folosim greutăți, să zicem, de 300 și ceva, 400 de kilograme, să, atunci când ele mai cad uneori, să nu distrugă, să ajungă la vecinii de sub și așa mai departe. Deci spațiul trebuie să... Nu, poate fi un apartament, da. Ce ai făcut în Spania? Cât ai făcut genuflexiunea? Cum am precizat mai înainte, 340 am făcut o vreodată, în antrenament am făcut și mai mult, 350, locul? Am luat cu 3. La proba de împins din curca și la... Ce înălțime ai? 1,83. Acolo e lucru mecanic, frate. E forța, ori deplasarea. Da. Și locul întâi cu ce greutate s-a luat? Cu 400 kg. Locul 2 cu 350. M-am luptat și pentru locul 2, dar nu a fost să fie. Cu 400 de kg? Da, 400. Dar locul 2 a reușit să ridice cu 10 kg mai mult decât Daniel. Era deja la greutățile respective... Se poate întâmpla orice, cum s-ar zice, el e în top. Oricând poate să ia o medalie mai bună, la fel și am contează trecut, și reușit să obțină... Contează și piorii respective. Exact, și mult mai multe aspecte contează decât ce se discută așa, în mod direct. Haideți să vedem în ce constă împinsul din culcat, că poate sunt telespectatori care nu înțeleg. Dom'le, cum, ce face cu haltera aia de 100 și de kg? Da, aici se vede... cred acum, că sunteți dumneavoastră, domnul Ovidiu, da? E o filmare din 2010 de la Câte Năvodar? Kilograme sunt pe... 200 bani. Sau 200 și ceva de kilograme. Deci v-am zis, e o filmare mai veche. Acum eu vreau să vă explic cum se face un împins din culcat. E mai veche, de lângă e foarte veche, că nu... De 7 ani. La această probă, sportivul ia bara de pe suport, ajutat de un spotter, așteaptă comanda arbitrului care îi dă comanda jos și abia atunci începe ridicarea, ajunge cu bara pe piept, așteaptă o altă comandă sus, atunci împinge bara după ce ea stă nemișcată pe piept, iar la finalul mișcării la fel, nu poate să pună bara când vrea el pe suport, ci la comanda arbitrului atunci când brațele sunt complet în extensie completă. Da. Deci 200 și de kilograme, deci valabilă chestia aia cu elevii și întreg profesorul și la Paul. Da, și mă bucur foarte tare și în
practic, nu numai că elevii și întreg profesorul, dar mă bucur extraordinar de tare că am reușit să aduc un sportiv în zona powerlifting care se bate la record mondial și care sunt convins că o să-l reușească să-l doboare. La sunt foarte convins. Lucru deosebit. Noi vorbim în Alba Iulia, vorbim în Alba Iulia sau în județul Alba, cred că de singurul caz în care un sportiv senior se luptă să bată un record mondial. Vorbim de singurele cazuri în care avem medalii la seniori la campionate europene. Pentru că multă lume e indusă în eroare. Sunt mulți care dau informația pe jumătate, spun că concurează la campionate europene, când colo sunt o fel de cupe, și noi toți suntem români. Adică nu suntem nici din Serbia, nici din Statele Unite, nu suntem. Noi suntem chiar păi români. Și există această multiculturalitate la echipa de basket, sunt majoritatea străini. Eu la asta mă refer și la asta, dar și la faptul că noi suntem chiar din județul Alba provenim. Nu mai zic... Și echipa de volei, cred că sunt străini la Blaj. Și discutam mai de mult despre un principiu. Nu, m-am gândit la un moment dat la un principiu, ce ar trebui făcut în județul Alba. Ar trebui, practic... Aduceți niște francezi, niște britanici? Nu, eu mă gândeam altfel. Și... să îi transformăm pe Alba Iulien sau pe locuitorii județului Alba din spectatori de sport cu străini în practicanți de sport. Adică să nu mai finanțăm tot felul de sporturi dintre alte țări. Că da. Noi practic finanțăm prin aceste lucruri sportul dintre alte țări, sportul de performanță. Ci să finanțăm sportul din practicat de oameni, de români, de locuitori de aici. Este o limită de vârstă pentru powerlifting? Este doar o limită inferioară de vârstă pentru powerlifting, adică la nivel internațional un sportiv poate să concureze dacă după ce împlinește 14 ani. La noi în țară nivelul e un pic mai jos, la 12 ani poate să concureze. Nivel superior de vârstă nu există. Deci e fără limită de vârstă. Și la campionate, eu întreb acum... De ce vă spun asta? Mi-nfărțește un gând. Pentru că eu am fost la acest campionat cel mai în vârstă competitor. Deci am fost cel mai în vârstă competitor și chiar și așa am reușit să iau medalie. Deci nu e nicio limită de vârstă, mai mult decât atât, la vârste un pic mai... la vârste la care în alte sporturi sunt considerate... Dar nu spune peste 50 de ani sunt veterani. Ba da, există delimitarea. Există delimitarea de vârstă, fără limite de vârstă, Masters 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Dar campionatul la care am fost acum era fără limite de vârstă. Adică cei mai buni dintre cei mai buni. Dar v-am spus, nu există o limitare. Poți să concurești și dacă ai peste 40 de ani la seniori. Pentru că nu ți interzice nimeni. Dacă ești mai bun decât cei care au 30, de ce să nu concurezi? Ce program aveți la sală? Mă bate gândul să mă... La sală suntem în general după ora 6 jumate după masa, pentru că și eu lucrez la o companie de telecomunicații și nu pot să-mi permit să-mi dedic tot timpul powerlifting-ului. Deci după ora 6 după masa sunteți la stadion? Suntem la sală, da? La stadion. Da. Acum, imediat după campionate, încă 2-3 zile, n-o să ne mai, o să ne antrenăm mai ușor. Și, dar de luni începem programul vin, regulat. Vin. Pentru că vă spuneam, peste două luni avem un alt campionat european pe categoria de vârstă 40-50 de ani. Și pregătim și o să participăm și acolo. Câți sportivi de performanță sunt în Alba Iulia? În Alba Iulia sunt aproximativ 60 de sportivi care practică acest sport și care și participă în competiții. 60? Da. La nivelul întregii țări sunt undeva peste 600 de sportivi legitimați. Și participă la concursuri de forță, de powerlifting sau și la culturism? Mă refer la concursuri de powerlifting, pentru că culturismul și powerlifting-ul se aseamănă în măsura în care voleiul se aseamănă cu fotbalul. Se joacă cu mingea, dar fiecare e cu totul și cu totul diferit. Deci nu este nicio legătură între culturism și powerlifting. Doar bine, sistemul dar la de antrenament. Seamănă un culturist în perioada competițională nu seamănă absolut deloc cu un powerlifter în perioada competițională. Seamănă mai mult antrenamentele, exercițiile pe care le folosesc cei de la culturism sunt de fapt probele noastre de concurs, cele mai importante exerciții cu care se antrenează culturiști. Genuflexiuni, piept înculcat și îndreptări, e obligatoriu să fie în exerciții de bază, exerciții de bază. Și nu numai la culturism, în toate ramurile de sport care presupun calități fizice, că există și ramuri de sport care nu presupun niciun fel de calități fizice, dar nu la alea mă refer la celelalte sporturi oficiale,
Adică și un fotbalist trebuie să facă genuflexiuni, împinzi din culcaș și așa mai departe. Și absolut toate sporturile de care vă ziceam că presupun pregătire fizică. Cum stați cu tensiunea? Cu tensiunea e ok, 220 de volți la... Nu, deci un sportiv care face powerlifting și tragi de fiare, nu-ți crește tensiunea? Nu, tensiunea din contră, tensiunea scade, practic, în sporturi cu greutăți, ea crește aparent în antrenamente, în timpul efortului, dar după scade și în principiu e mai mică decât la un... Sănătatea ficatului, sănătatea celor Credeți că Andrei ar fi putut să atace recordul mondial dacă ar fi avut probleme de sănătate? Gândiți-vă că trebuie să fii în niște condiții de sănătate destul de bune ca să poți să ridici greutățile respective. Cât sau de Daniel, mult mănâncă un sportiv care face powerlifting? Asta cred că ar fi bine să-l întrebați pe Daniel. Mai bine. Și mănâncă jumătate de oră. Cantitatea... Ții cont de un regim, de un anumit gramaj de proteine? Adică urmărești chestia asta când te antrenezi? Proteine cam 2 grame per kilogram, cam așa e recomandat lum. Dacă am 130 kilograme... El are multe grame, are nevoie de multe grame. Care ca multe kilograme. Ca să dea bine cu ecuația. Eu proteine, carbohidrații, lipide, foarte... Și la voi ați concurat pe categorii de greutate, nu? Exact, și greutate. Eu am 130 kg. Aoleu, stai. 130? Da. Da, așa? Nu, mai puneți ură, vreo câteva totuși, dar... Nu, că am slăbit. Și tu? 82 și faci genuflexiuni cu 200 și 60, nu? 50. Și împins și genuflexiuni. Andrei, un pic mai modest, dar vă spun eu că dacă el s-ar fi antrenat genuflexiuni, la potențialul genetic pe care îl are, ar fi fost peste 300 kg fără discuție. Dar avea obiectivul respectiv, aproape că și l-a îndeplinit, nu și l-a îndeplinit dintr-o eroare, nu din cauza faptului că nu a reușit să ridice bara, ci din cauza că spotterul care trebuia să dea bara l-a încurcat, a scăpat bara și a trecut timpul, durata în care putea să efectueze ridicarea, pentru că altfel cu siguranță ar fi realizat acest record, cu siguranță. Dar probabil că asta îl motivează și... Eu am 41 de ani. Mulți înainte, că ați spus că ați fost cel mai în vârstă. Cel mai în vârstă, pentru că adversarii aveau 30, 30 și ceva, 20. Până la ce vârstă v-ați propus să participați la concursul? Ne-am propus să participăm. Există și aici o limită? Da. Mi-am fixat și eu un target referitor la vârsta la care vreau să ajung să particip în competiții și probabil că undeva pe la 83-84 o să încep să renunț să mai particip, dar până atunci... Nu cred că o să mă opresc. Am văzut, bine, în domeniul culturismului, sportivi ro-vegani. În domeniul dumneavoastră, de powerlifting, sunt persoane care sunt ro-vegane și practică acest sport? Sau? Or fi, dar nu le cunoaștem. Salată mănânci, salată ridici, ceva de genul ăsta. Cam așa se pune problema. Așa se pune problema? Da. Deci, dar poți să faci powerlifting la un nivel de începător sau... la un nivel la care se ridici niște greutăți raportate. Bine, performanțe sunt. Rich Roll, de exemplu, care e ro-vegan, cel mai rezistent om din lume, la fugă, 80 de kilometri. Eu vă spun de sport de forță, nu știu, probabil că și la șah sunt ro-vegani și sunt foarte buni. Și la table, știți că și tablele sunt considerate ramură de sport, da? Este Federația Națională, și la go, și la bridge, și la scrabble. Probabil că acolo se poate, dar la noi nu. Deocamdată, cine știe ce... Păi, nu, dar sunt proteine, am văzut proteine acelea la borcan din soia. Acum și masa respectiv și masa asta conține proteine, adică... Nu, dar proteinele de soia nu sunt o alimentație pentru... Pentru noi nu reprezintă opțiune. Proteina din zăr? Da. Da. Deci peste 2 săptămâni din nou în peste două luni o să urmez un campionat european de masters, aici eu o să pot să particip pentru că am peste 40 de ani. Singurul din județ care are peste 40 și participă? Nu, mai sunt sportivi peste 40 de ani, la acest campionat particip doar eu. Mai avem și un alt sportiv legitimat la un club din județul Alba care e posibil să participe, Daniel Băleiță. Dar am mai avut și alți sportivi, Oțoiul Lucian, de exemplu, care a participat la Masters.
Și el are peste 4. Mai sunt și alți sportivi din țară care vor participa, din Vâlcea, din Timișoara. Unde va avea loc? În Pilsen, în Cehia. În Cehia. Frumoasă Cehia. Ce să zic, succes, să veniți și de acolo cu vești bune și ce vă țin pumnii să nu vă închidă sala, cum a spus. O să veni? Deocamdată. Poate să încerce să închidă sau să nu închidă. Deci dotarea de acolo e a dumneavoastră, dotarea, clubului? Da, dotarea ne aparține federației. Federației, da. Și dotarea de care vă spuneam este, de fapt, echipamentul cu care se concurează în campionate internaționale. A fost mare lucru până a reușit să achiziționăm acel echipament, pentru că e extrem de important să te antrenezi exact în condițiile în care concurezi. Corect. Până acum noi ne antrenam cu dispozitive oarecum improvizate, sau nu neapărat improvizate, ci mai degrabă neprofesioniste, erau echipamente întâlnite în orice sală de forță, dar am reușit cu ajutorul Ministerului Tineretului și Sportului să avem și dotarea cu care să putem merge. Vedeți bine că suntem la masă, 3 medalii la campionatul european. Felicitări încă o dată și dacă nu reușiți de sală sau de un sediu așa, încercați și la Sebeș sau în alte locuri. O să încercăm, mai ales să avem și sportivi din Sebeș care practică acest sport la nivel de performanță. De exemplu, Andrei Ciofrică, participam la campionate europene și mai sunt și alți sportivi. Deci am putea să mutăm sediul federației sau activitatea noastră oriunde în țară, pentru că oricine ar fi bucuros să aibă o federație națională. Corect. În localitatea respectivă, că federația națională, cel puțin noi până acum, mai degrabă am adus bani la bugetul local decât să primim. Mă refer aici la o competiție organizată aici. Corect. Mă refer la o grămadă care de bani turiști. Cheltuiți aici, care atrag turism real. Adică noi nu finanțam sportivii care veneau aici, ei veneau cu alți bani și cheltuiau în Alba Iulia. Dar, după cum vă spuneam, mai puțin vrem să organizăm competiții în Alba Iulia, deocamdată, până când se stabilizează, se așează lucrurile sau se schimbă lucrurile, după care o să începem, pentru că noi ne dorim să facem un concurs serios aici. Dar sprijinul mai mare îl avem, v-am spus, în Sibiu, în Timișoara, da. Ploiești. Din păcate, deocamdată asta, așa stă treaba. Oricum, încă o dată felicitări și când aveți competiții, chiar dacă sunt la Sibiu sau așa, anunțați-ne că venim cu mare drag să filmăm și să mediatizăm rezultatele și sportivii din județul Alba. Bineînțeles, vă spunem că județul Alba are practic nucleul cel mai important de sportivi. Cei mai buni sportivi din România sunt de aici, din județul Alba. Nu vreau să mă rezum doar la Alba Iulia. De exemplu, Daniel e din Mihalți. Eu sunt din Sâncel. Din Mihalți. Mihalți. Andrei Alba Iulian. Dar nu sunt altă de loc. Eu sunt sâncelean. Locuiesc în Alba Iulia de 20 și ceva de ani, dar... Păi după 20 de ani se consideră... Da, ce? Așa e, regulă. Bun, mulțumesc pentru participare, dragi telespectatori. Aproape în câteva secunde continuăm cu un alt subiect la fel de interesant. Continuăm emisiunea pentru Mateo de această dată, alături de mine... Alin Teodorescu, Roxana Jibotean și Mircea Cașu, cărora le spun bun venit la noi la emisiune. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. De la ultima noastră întâlnire, ce ați mai făcut? Cum merg treburile cu asociația Ține de Tine? Eu zic că mergem bine. Noutăți? Acum sâmbătă avem un concurs, să-i spunem așa, de ciclism, desfășurat pe un traseu de vreo 14 km. Așteptăm ca lumea să participe, am făcut o promovare, să zicem așa, mai inedită pentru orașul nostru, am reușit cu mulți oameni de bine să luăm legătura cu mai multe vedete, l-avem și pe domnul Florin Piersic, căruia îi mulțumim pentru faptul că a vrut și a acceptat să sprijine această acțiune a noastră. L-avem și pe Adrian Mutu, l-avem și pe Cosmin Contra, antrenorul de la Dinamo. Adrian Mutu vine la... Au acceptat să facă filmulețe de promovare. Iar s-a născut o altă acțiune în perioada asta, de care eu sunt foarte bucuros și cu siguranță că va avea succes.
Se vorba despre Târgul Voluntarilor. O idee foarte interesantă, venită din partea Roxanei, de a face un fel de concurs. Și aici aș ruga să... Da, înainte de a trece la Târgul Voluntarilor, sunt cu siguranță spectatori care nu știu despre ce e vorba. Și câteva cuvinte despre asociația Ține de Tine. Da? Când a luat ființă, care este scopul? Asociația este o asociație non-guvernamentală. Ajutăm oamenii care nu au posibilități financiare și oameni care merită fi ajutați, care își doresc să fie ajutați. Ideea a fost a domnului profesor. În urmă cu 2 ani a contactat mai mulți foști elevi care sunt angajați. Care își doresc. E foarte interesant. Sunt și care nu-și doresc. Să știți că da, sunt și care nu-și doresc să fie ajutați și atunci nu o să putem noi să mergem peste ei să-i ajutăm. Și în urma ideii domnului profesor s-a născut această asociație. Suntem 160 de oameni care contribuim lunar cu câte o sumă de bani. 160 de elevi, da? Foști elevi. Și ce este cel mai interesant? Da, nu e obligatoriu să fie fost elev. Deci nu. Între timp s-au mai adunat pe lângă noi și alții care nu au fost elevi, da. Ne ajută foarte mult actualii elevi ai domnului profesor, care ne sunt voluntari în aproape toate acțiunile pe care le desfășurăm. Și de 2 ani suntem... A spus persoane care merită. Cum vedeți care merită și care nu merită? Faceți o anchetă socială sau... Evident, facem o anchetă. În primul rând aflăm cazurile, avem o bază de date, mergem pe teren și verificăm cazurile respective. Concret, la ora actuală, pe cine ajutați permanent? Care sunt acțiunile permanente? Care sunt acțiunile periodice? Aici o să-l rog și pe domn profesor să mă ajute, să nu uităm pe cineva. Avem o acțiune care se numește Coșul de Alimente. Da. Săptămânal, 7 familii primesc alimente, câte un coș cu alimente. 7 familii, da. Avem 2 studenți. Și asta e o acțiune permanentă. Deci fiecare săptămână primesc un pachet de alimente în valoare de 75 de lei, 300 de lei pe lună. Bun. Alți studenți, am 2 studenți, da, pe care îi ajutăm la fel. Unuia îi plătim masa la cantină. Nu îi ajutăm, asta e esențial, că nu îi ajutăm cu bani propriu-zis, adică nu le dăm bani în mână. Îi ajutăm cu diferite servicii, produse, depinde ce au nevoie fiecare. Sunt 2 studenți care învață bine, bănuiesc. Asta este una dintre cerințe, să învețe bine, evident. Avem un student la medicină. El, anul ăsta, semestrul întâi, a avut media 9,50. Doamne, dar ce mănâncă? Am auzit că nu știu, e ceva, un medicament care îți crește inteligența. Da, alte acțiuni permanente? Alte acțiuni permanente pe care le mai avem este After School. Una dintre fetițele care are nevoie de ajutor beneficiază de ajutor la teme. Actualii elevi ai domnului profesor se ocupă de această fetiță și o ajută să își facă fac temele respective în fiecare zi cu fetița. Este crescută de bunică fetița și la un moment dat ne-a solicitat ea ajutorul, nu o mai putea ajuta pe fetiță, deja o depășau în clasa 3, o depășau problemele pe bunică și atunci a venit la noi, ne-a solicitat ajutorul și ăsta este unul dintre ajutorul. Bun, acțiunile acestea care sunt caracter permanent, adică săptămână de săptămână, sunt finanțate de către membrii? Da. Câți membri a spus că sunteți? De jur de vreo 100 și. 100 și? 160. A, cotizați ceva, că totuși nu, 7, 8, 9, 10, e vorba de vreo 4.000 de lei care un cam buget... Așa. Cam așa, mar. Deci nu chiar 1.000 de euro, dar aproape așa costurile lunare a asociației. Și este o cotizație fixă? Nu. Asta a fost și condiția pe care am impus-o. Mi-a propus o condiție. Deci fiecare îi stabilește suma pe care dorește să o aducă sau să o doneze cât crede el. Bun. Pe lângă aceste acțiuni cu caracter permanent, am înțeles că aveți acțiuni cu caracter periodic, cum ar fi să strângeți jucării pentru copii, dulciuri de sărbători și așa mai departe. Da? Care sunt principalele?
Una e acum în desfășurare, de fapt suntem cu trei în desfășurare, dar dacă tot spuneați așa, o campanie din asta periodică, mai veche, este vorba despre jucării pentru copii. Care asta an de an o face. Încă exact. Din primul an al asociației da. Am făcut această Câți campanie. Câți ani aveți? Al doilea, ăsta e al treilea. Treilea. De jucării pentru copii. Da. Asta e de 1 iunie, da. Nu? Da. Oamenii sunt invitați să doneze jucării pentru copiii care nu își permit sau nu au posibilități să-și cumpere jucării sau părinții nu le pot oferi lucrul ăsta. Și atunci... Și după aceea cum îi depistați pe copii care noi deja am vorbit și știm despre ei, am luat legătura și cu serviciul de asistență socială, am luat legătură și cu colegele de învățătoare din școli, cu doamnele profesoare din școlile de la Cugir și avem o bază de date despre copiii ăștia care ar avea nevoie. O altă acțiune pe care o inițiem ar fi Arată că-ți pasă de educație, care se întâmplă la începutul anului școlar. Sunt invitați la fel părinți sau și alte persoane care ar dori să ajute cu rechizite. Da, deci efectiv se donează exact, rechizite. Da. Și mai există o campanie pe care eu o organizez de mai mulți ani cu elevii de la școală, de la Colegiul Național David Podan, arată că se numește această campanie și are loc de Crăciun, în care facem un spectacol și banii adunați din acest spectacol sunt investiți în alimente și pachete care se vor da oamenilor săraci. Și de Paște. Da. Și după aceea am făcut un târg de flori, în care acum târgul a fost destinat special pentru Mateo. În acest târg copiii, tot așa, prin donații, au donat obiecte care să fie vândute, iar banii obținuți să fie direcționați către Mateo. Da. Să vorbim și despre cazurile care tot așa le căutați și le găsiți cu ajutorul membrilor, cazuri speciale și este vorba acum despre o acțiune pentru Mateo. Cei care nu știu, spectatorii care nu știu, Mateo este un băiețel de câți ani? 8 ani împlinit, da. Sunteți tatăl da? Mateo, lui Mateo. 8 ani. Spuneți-ne un pic povestea lui Mateo, sau auzim de la dumneavoastră. Imediat după naștere v-ați dat seama că are o problemă sau a durat ceva timp? Nu, chiar imediat după naștere, deci chiar după cezariană efectuată, mi-au arătat copilul pe holul spitalului și la un moment dat, nu mai știm ce s-a întâmplat, dar copilul nu s-a simțit bine. S-a intervenit probabil imediat și am stat internat în spital cam 2 săptămâni. După 2 săptămâni de la naștere, am fost la ieșirea din spital, mi s-a recomandat o vizită la specialist, o vizită de neurologie pediatrică, să fim mulțumiți, adică să fim, cum să spun, să fim siguri că nu s-a întâmplat nimic. În momentul acela copilul era perfect. Fiind bebeluș, nu a dat semne de probleme neurologice. Nu, am mers acasă, totul normal și am început anumite modificări de comportament, să zic așa, sau crize epileptice, cum se cheamă, să sesizăm astfel de comportamentul bebelușului. Și la început nu ne-am dat seama, neavând, adică neștiind, studii de specialitate, nu ne-am dat seama efectiv ce se întâmpla. Dar fiind repetate foarte des, am început să cerem ajutorul medicilor și să facem control de specialitate. Am făcut chiar drumuri multe spre clinicile din țară, din Cluj, am încercat la Alba Iulia, Cluj, în tot felul de clinici și la undeva la un an și 10 luni am reușit să ajungem la București, unde s-a dat clarificat un diagnostic de paralizie cerebrală. Și din ce cauză? Sau? Nu am primit niciun fel de răspuns.
nu știm din ce cauză s-a întâmplat și s-a întâmplat. Da. Am înțeles că până acum un an și ceva nu putea să nu vorbea? Da, nu vorbea. Deci am făcut în toată perioada asta până la undeva la 5 ani, 6 ani, am făcut tot felul de terapii. Deci chiar mergem în terapie de la undeva de la 9 luni, 10 luni am început să facem kinetoterapie. Kinetoterapie. Dar nu erau progrese vizibile. Și așa pentru noi din senin, să zicem așa, copilul a început să vorbească, să lege cuvinte, să acum chiar să legăm propoziții și chiar să. Când a vorbit pentru prima dată? Păi nu, a vorbit foarte târziu. Undeva la 3 ani și ceva, 4 ani deja îmi spunea numai câteva cuvinte, așa, poate mama, tata sau apă sau lucrurile esențiale unui bebeluș. Dar acum, de cam aproape 2 ani de zile, avem progrese vizibile, chiar are o putere. În urma unor intervenții chirurgicale sau cum? Nu, legând propozițiile sau, să zicem, drumul a vorbit chiar de la sine. Sau și ajutorul logopedilor, bineînțeles că suntem în terapie permanentă, facem terapie de psihologie, logopedie, ergoterapie, dar pentru noi acum deocamdată nu merge, se ridică, încearcă să facă pași, are o putere, cum să spun eu, vrea să facă. Am încercat să... Este singur copil? Nu, al doilea copil. Bineînțeles că de-a cursul anilor am intervenit chirurgical și la picioare, deci paralizia cerebrală teoretică a dus spre alte boli, adică sunt mai multe boli. Și din cauza repausului, care da. Nu-ți folosești coloana, nu-ți exact. Folosești... Nu folosești picioare, se nu folosești atrofiază, exact, mușchi, exact. Dar el cum e? Se bucură ca un copil, exact ca un copil, nu? El un copil mai mult ca normal, sau să zic chiar un copil special, din punctul meu de vedere ca părinte. E drăgăstos, adică... Foarte drăgăstos, da? E foarte sociabil, foarte, cum să spun, comunicativ în stilul lui. Chiar, și foarte luptător, că el știe că probabil da, are o problemă. Dacă îmi permiteți să intervin o chestie scurtă, când am mers prima dată la el, ceea ce ne-a surprins și ne-am mișcat și asta o zic de fiecare dată, ceea ce mi-a rămas mie în minte de la Mateu a fost următoarea exprimare. Sunt fericit. Când ați mers prima dată. Da. Deci, Mateu... Păi vă aștepta. Am răspuns la întrebarea asta și data trecută și am zis că da, eu cred că da. Da, incredibil. Bun, când l-ați cunoscut pe Mateu? Acum cât timp? În martie. Din martie până în prezent, așa, s-au derulat cu repeziciune mai multe acțiuni. Ultima dată când ne-am întâlnit, mi-a spus că aveați propus în calendar să începeți o campanie de strângere de fonduri pentru Mateo, care să înceapă pe data de 20 mai, adică săptămâna asta. Așa lucră Dumnezeu și așa au lucrat și în cazul dumneavoastră. Deja a strâns câțiva bănuți și v-aș ruga să-mi spuneți cât s-a strâns în pușculițele la ora actuală. Aproximativ 21.000 de euro. Aproximativ 21.000 de euro. Este mult, având în vedere că este un oraș mic, cum este cu Giru. Dar s-a mobilizat extraordinar de mult lumea și ceea ce a reușit copilul ăsta să facă pentru Cugir, nu au reușit politicienii, nu au reușit... Adică i-a unit pe i-a unit oamenii. Foarte mult. I-a unit, i-a mobilizat, e extraordinar deci, tot ce se întâmplă. Deci eu știu câteva din acțiuni, cum au început, dar v-aș ruga să le trecem în revistă încă o dată. Deci a început, am înțeles, un băiat a tuns, da? A spus tot ce tund eu în ziua asta, donez pentru Mateo, da? Exact. Cum îl cheamă pe Paul, Fizer? Paul.
Paul Dâncă? Dâncan. Dâncan, da, felicitări, Paul Dâncan. Bun, după Paul Dâncan s-a luat și cineva cu o spălătorie de mașini și a spus la fel, tot ce spăl mașini și ce încasez bani, îi donez la Mateu. Da. După cel cu spălătoria de mașini, un restaurant din Cugir, am înțeles că a inventat o prăjitură Mateo, da? Un desert. Care nu are preț și toți care trec pragul acelui restaurant, da, și comandă prăjitura, fiecare dă cât crede că merită, acea prăjitură se strâng tot în contul lui Mateo. Exact, da. Ce s-a mai întâmplat între timp? O farmacie, am înțeles că... O farmacie a zis că va dubla suma strânsă în urna depusă la ei în interiorul farmaciei. Farmaciilor, și... că am înțeles că... Două, sunt farmacii, două, exact, da. Exact, sunt două. După aceea avem o salină în oraș, salina respectivă, sau domnul de la salină ne-a spus tot așa, veniturile din ziua X le vom dona pentru Mateo. Avem o plăcintărie care ne-a contactat și a spus și eu vreau să fac chestia asta, veniturile din ziua Y vreau să le donez pentru Mateo. După aceea am avut un salon din asta, manicură, pedicură, de cosmetică, care a zis așa, doamna respectivă a zis două zile. Din ce voi câștiga eu, voi da în întregime lui Mateo. Am mai avut iar tot așa un salon, o doamnă care a zis, eu fac manicură, nu? Da. Manicură, tot ceea ce câștig din chestia asta mea, o să donez lui Mateo. Deci, astea au venit așa unele după altele în lanț, propriu-zis. Da, incredibil. Ați avut și o acțiune cu ceva mașini de teren, nu? Exact, exact. Și acolo ați reușit să strângeți o sumă destul de... Am strâns până acum. Atunci, efectiv, bani așa dați de oameni au fost vreo 13.000 și ceva de lei. Dar au mai urmat niște depuneri în conturi, pentru că unii dintre participanți aveau firme și au zis, dați-ne niște contacte pentru că noi vrem să dăm pe firmă. Și ne-au mai dat încă vreo 2700 de lei. Și am înțeles că încă vor mai veni vreo 2000 de lei. Deci, în jur, până acum, din acțiunea respectivă, sunt în jur de vreo 14.000 și ceva către 15.000 de lei. Ultima dată, acum 4 săptămâni, când ați fost din nou la noi, erau 17.000 de euro, cred că. Da, cam 16.800, așa, da. Da, de euro. Și acum avem în jur de 21 de euro. 21 de euro. Deci crește contul, da. Rugăminte colegii din regie să mă ajute cu un cont, să punem și noi, să ajutăm și noi, telespectatorii de la Alba Carolina TV, fiecare după posibilități, în contul lui Mateo. Bun, întrebarea, pentru ce sunt necesari acești bani și câți bani sunt necesari pentru Mateo să facă operația din Statele Unite, am înțeles, da? Da, este o clinică din Statele Unite care ne-a răspuns la cererea noastră pentru a lua în evidență și a face ceva pentru Mateo. Este o operație care trebuie făcută pe coloană pentru rizotomie, pentru, din câte am înțeles, e eliminarea spasticității, adică să reușim să recuperăm mai mult organismul, adică corpul să nu mai fie atât de încordat și atât de spastic. Și costurile, clinica ne-a răspuns, ne-a dat și costurile pentru operația respectivă, 60.000 de dolari. Fără transport. Fără transport, noi trebuie să luăm în calcul varianta de, adică varianta, ideea de transport, operație, trebuie să ne întoarcem, trebuie să facem un o terapie intensivă de recuperare. Și sunt costuri suplimentare, pentru că Mateo va trebui transportat în mod special, cu transport special. Și nu, sunt foarte multe costuri. Până vom ajunge acolo, mai avem de făcut alte intervenții chirurgicale la piciorul drept, care o să o facem la Cluj, cam peste, suntem în 27 iunie, suntem programați. Anul ăsta a suferit vreo operație? Da, da. Acum, în săptămâna mare, înainte de Paște, în săptămâna mare, am fost operați la Cluj, la... Se văd progresele?
a fost operație de hernie și coborârea, să zicem, testiculară. Da. Și toate astea trebuiau făcute. Și a reușit. Da, da, a reușit, e totul bine. Și el simte regulat. Că urcă de la o zi la alta. Da, avem, deci e extraordinar ceea ce, cât e de luptător și câtă forță are. Am trecut cu bine și această operație. A fost, nu, greu, foarte greu, pentru că a durat destul de mult. A fost foarte greu prima zi după anestezie. Dar da, de semne că vă încurajează, adică nu știu cum e un copil, copilul simte, clar că e... Simte, într-adevăr simte și sincer să vă spun, ne dăm și el foarte multă putere să mergem înainte, pentru că e, nu știu cum să vă spun, deci am două ore care nu-l văd, vreau să ajung acasă să-l văd. Unde lucrați? Eu sunt asistentul lui personal, dar mai plec cu servicii pentru casă, mai merg la cumpărături sau mai fac unele activități, dar... Și soția? Soția e pensionată de boală. Și fratele lui Mateo? Sau sora, sora lui Mateo e elevă în clasa nouă. Foarte deosebită, mie este elevă. Și, între altele, a ieșit și Miss Boboc la colegiul unde învață. Da, foarte deosebită. Sunt extraordinari. Am doi copii extraordinari, de asta pot să spun. Chiar dacă Mateo este așa, e extraordinar. Are o forță, e luptător și chiar de multe ori când este un pic de tensiune în familie sau este un pic de... el intervine. Cere atenția. Deci dacă este o tensiune între dumneavoastră și doamna, se sizează că... poate chiar între mine și soție, că nu prea avem așa... Da, sau, tensiune. Dacă este o tensiune, mai cu Francesca, sora lui Francesca, sau... Își face temele, să presupunem, da. El intervine cerând acțiune. Atenție. Cerând atenție, ne cheamă, ne solicită să fim aproape, să luăm, vrea să fie iubit sau vrea să fie luat în brațe. Și atunci dispare tensiunea. Atunci dispare tensiunea, efectiv. Sincer, vă spun că e extraordinar. Ce face ziua? Cum? Care sunt activitățile lui? Că văd că el circulă prin casă, cum poate, cum da, poate da, merge el în patru lăbuțe, da, se străduiește să deplaseze. Se joacă? Se joacă, da, se joacă foarte frumos, așa, cu are anumite jucării care îi plac, mașinuțe, de exemplu, sau... Și îi plac cel mai mult? Taxiuri. Da, taxiurile îi plac foarte mult. Chiar suntem nevoiți de multe ori să chemăm taxiul să facem o tură prin oraș ca să putem dormi la amiaz liniștiți. Da? Da, e foarte pasionat de mașini. Păi să se facă sănătos și se va să fi, și face o companie de taxi. Acțiunile lui zilnice, acum intervine alimentația lui, medicația, care astea sunt permanente și la ore destul de regulate, adică nu depășim orele de tratament, după care tot timpul, facem activități, ne jucăm, mai răsfăim o revistă, mai citim o poveste, ieșim foarte mult la plimbare, deci ieșim foarte mult afară, în prejurările care sunt vreme bune sau deci activități din astea. Muzică, ce muzică ascultă? Muzică sau îi place foarte, îi place foarte mult muzica. Sincer să vă spun, am cam dat după mine anii 90. Deci îi place muzica retro? Da, muzica retro. Îi place toate genurile de muzică în general. E un copil sociabil, un copil extraordinar. Nu am... Vorbește acum? Adică da, vorbește, leagă propoziții, propoziții destul de clare și la subiect, deci nu... dacă are nevoie de ceva, încearcă să ne explice că trebuie să facem, ne explică și ne dă anumite propoziții chiar complete. Desenează sau desenează, da, mai se joacă cu creioane colorate sau cu pixul pe hârtie, dar nu și are... Și față de alți copii, ce comportament are? Față de alți copii de aceeași boală sau alți copii de vârstă?
scara blocului sau la bloc. Da, deci așa, el nu, deci ce am observat chiar în cum să spun eu, în preajma copiilor, vrea să fie împreună cu ei, să joacă cu ei împreună, nu are niciodată, nu am văzut o retragere, adică să spună vreodată, adică să spună să nu știu nu, cum să mă exprim. Da, nu manifestă repulsă. Da, nu manifestă, să da, nu socializeze. Să nu socializează cu copiii, chiar să joacă cu ei și chiar e foarte îndrăgit de copiii din, să zicem, din fața curții, de pe strada noastră. Mai sunt, a spus, față de copii cu aceeași boală, sunt multe astfel de cazuri în România? Sunt foarte multe, din păcate, astfel de cazuri în România. Ca la ce număr, știți? Nu știu chiar ce număr exact, dar umblând prin anumite clinici și internele care le-am avut, am văzut foarte mulți, foarte mulți copii cu probleme și cu poate mai grave sau mai ușoare ca Mateo. Bine, în Cugir bănuiesc că e singur copil cu boala respectivă, cu această paralizie, nu? Nu știu exact, dar mai, cred că mai sunt în zona Cugirului, din Cugir nu, dar mai cunosc un caz de care la noi în primărie, încadrat în asistența, la asistența socială, care știu că are aceeași problemă, numai că undeva din regiune, adică de lângă Cugir. La desene animate se uite, îi place? Nu, din păcate vederea, din vederea, deci el are și ceva, sunt ceva probleme de vedere, care chiar nu-l atrage televizorul, deci efectiv nu e interesat de desene animate sau, deci muzică așa, să uită, îi place, sau un videoclip, foarte mult îi plac copiii, unde sunt reclame cu copii, atunci efectiv când aud, întoarce capul și se uită la copii. Dar în rest, nu, chiar nu-l atrage. Și muzica retro. Da. Da, pe ecran sunt scrise conturile asociației Ține de Tine, conturi în lei și în euro, unde puteți, fiecare dintre dumneavoastră, bineînțeles după posibilități, să susțineți aceste acțiuni ale asociației Ține de Tine. Sumele, bineînțeles, sunt destinate pentru operațiile de care are nevoie Mateo. Trebuie să scrie cineva pe OP-ul pentru Mateo? Sau da, ar fi bine. Să fie pentru Mateo, da. Ar fi bine să pentru că precizeze. Sunt și alte sume exact. Pentru exact. Studenți, pentru restul cazurilor. Da. Noi avem și un site, lumea poate să consulte, respectatorii, dacă sunt interesați mai în detaliu, să consulte site-ul ținedetine.ro și acolo sunt detaliate fiecare acțiune în parte. Da, noi am încercat ultima dată să facem o sugestie cu o campanie Lasă-te de fumat o zi pentru Mateo. Exact. Nu știu cât s-au reușit să lase, dar ideea principală consta în faptul că lăsându-te o zi de fumat pentru Mateo, îți faci și ție bine și faci bine și altuia. Deci o sănătate ori doi. Yeah. Am pățit odată un fenomen ciudat, astfel de sinergii spirituale te lasă câteodată perplex. Eram în București și pe trotuar era o doamnă la 70, poate chiar mai mult, vindea flori și era foarte tristă că nu-i cumpăra nimeni florile. Bine, eu am lucrat în București 10 ani, n-aveam pentru cine să cumpăr flori în mod special acolo, familia fiindu-mi acasă. Și din partea opusă venea altă doamnă, tot la 80 de ani, și ea foarte tristă, era foarte cochet îmbrăcată și așa mi-a venit, nu știu de ce, o idee, zic, hai să cumpăr flori de la femeia asta năcăjită, că nu-i cumpără nimeni florile, și să-i dau florile la cealaltă băbuță, tot năcăjită și nostalgică, probabil după anii tinereței. Ce s-a întâmplat, mie nu mi-a venit să cred. Eu am cumpărat, era 5 lei un buchet de flori, le-am luat de la o băbuță, le-am dat celelalte băbuțe. Doamnele s-au uitat una la alta și au zis, nu se poate, n-am mai văzut așa ceva, și s-au îmbrățișat ele cu ele. Eu când am văzut că s-au luat în brațe, am luat-o la fugă, zic, asta nu mai scap de ele, că mă iau și mă duc acasă. Deci asta înseamnă sinergia, deci s-au bucurat amândouă la fel de mult, una de bucuria celelalte, că una s-a bucurat că și-a făcut rost 5 lei de pâine și cealaltă probabil nu mai primise de mult timp un buchet de flori. Deci exact la fel și cei care reușesc să se lase o zi de fumat pot pune deoparte 15 lei
pentru sănătatea lor și pentru sănătatea lui Mateo. Conturile asociației Ține de Tine așteaptă cât mai mulți fumători să scape de această capcană urâtă de fumat pentru o zi. Celor care vor cu adevărat să se lase de fumat, le pot spune un secret care funcționează. Eu cred că m-am lăsat de 5 sau 6 ori de fumat cu aceeași metodă, care funcționează 100%. E o carte. În sfârșit... Liber. Da. Alan Carr. Corect. Da, funcționează, domnule. Atât că trebuie să o citești din când în când. Pentru că după 2-3 luni, dacă nu o recitești, există din nou tentația. Deci care vreți să vă lăsați definitiv de fumat, puteți să faceți, să citiți această carte de Alan Carr, nu? Cum da. Se scrie? Alan Carr. Dați search pe internet, pe Google, spuneți acolo cartea care te ajută să te lași de fumat, chiar funcționează. Și mi-a spusese un prieten din București, măi, citești o carte și te poți lăsa de fumat. Ai, bă, dacă citesc o carte, mă pot eu lăsa de fumat? Nu există așa ceva. Și zice, uite, măi, mi-a făcut o cadou. Și ce citești de curios? Chiar zice, uite, nu trebuie să renunți la fumat, fumezi în continuare, în timp ce citești. Bă, și-a funcționat, fie rar să fie, nu știu cum, nu-mi dau seama. După ce am gătat ultima filă de carte de citit, mai aveam 3-4 țigări în pachet, zic, nu mai întrebă. Și am stat 2 ani de n-am fumat. Și acum, de câteva timp, de câteva luni bune, din nou am citit-o iară. Nu-ți mai trebuie de fumat. Acum, o zi pentru Mateo să te lași de fumat, chiar merită, repet, toată lumea are de câștigat numai statul de pierdut. Știi că statul nu încasează acciză, da? Acum statul mai găsește alte variante de a încasa impozite și de a da amenzi în stânga și în dreapta, că la asta se pricepe. Da, să sperăm că se va strânge cât de curând această sumă și acum să vorbim despre 20 mai. Deci, practic, acești 21.000 de euro care s-au strâns până acum nu au fost luați în calcul. Nu. Deci, practic, acțiunea programată... Abia acum începe. Dar deja s-a făcut o fundație. 21.000 de euro sunt ceva bani, aproape 30% din suma necesară. Aproape. Dacă vorbim de 60.000 de dolari plus transport, plus așa, probabil e vorba de 70-80.000 de dolari. Sunt ceva bani, dar cu siguranță începutul acestei campanii este foarte promițător și eu sunt ferm convins că veți reuși. Și noi. Mulțumim și pentru sugestiile de data trecută. Inclusiv o să fie și cea cu șahul. Le-am pus în practică, să vedeți. Data de 15 iunie va fi concursul simultan la Cugir va fi. Da, am să vin și la concursul de șah, la simultanul din 15 iunie, da. Ca să anunțăm iubitorii șahului. Vedeți că suntem ascultători, dacă mai aveți și alte idei, noi le transformăm. Vine maestrul internațional Mihnea Costache, care este cel mai bun jucător de șah al județului Alba. Este maestru internațional, ELO aproape de 2500, este un băiat tânăr, 17 ani, ultimul simultan care l-a dat în Alba Iulia, a jucat cu 78 de jucători deodată, ne-a bătut pe toți, am jucat și eu și atunci, dar vin și la Cugir, încerc, poate că reușesc măcar să-i iau calul, dacă nu nebunul. Și în Cugir sunt foarte mulți șahiști și există un spirit deosebit care se vede prin acțiunile care le-au făcut oamenii pentru acest copil minunat. Ce se întâmplă pe 20 mai? În ce constă acțiunea și cum se va desfășura? Se numește Pedalează pentru Mateo. La această acțiune, zicea și domn profesor că am avut o promovare extraordinară, se va face o plimbare pe biciclete, nu va fi concurs, pur și simplu deci o plimbare pentru, pe biciclete. Deci pentru Mateo a vorbit și Florin Piersic. Haideți să ascultăm pe Florin Piersic să vedem ce le transmite. Da? Îi mulțumim anticipat la Florin Piersic pentru acțiune. Avem și pe fotbalistul Mutu. Adrian Mutu, da, Adrian. Contra, da. Tot pe... Mă asculți? Ce faci? Pe 20 mai, repet,
te întreb sau vă întreb, ce faceți pe 20 mai? Vă spun eu ce să faceți. Să mergeți, să pedalați pentru Mateo. Faceți-o și de dragul meu. Hai să-l ajutăm. Pedalați pentru Mateo, pentru sănătatea lui Mateo. Nu uitați, 20 mai. Vă aștept acolo. La Cugir. Da, deci pedalați pentru Mateo la Cugir. În ce constă acțiunea? Deci e un concurs? E o plimbare pe biciclete, da. O deplasare, vor merge 7 km. Ne întâlnim în parcarea Astral de lângă Macul Roșu din Cugir. Asta e în centru? Da, da, pe bulevardul, da, principal. În centru. Și pe unde vă plimbați cu 7 km? 7 km. Va fi și o parte din asta. Vom ieși din oraș, vom merge undeva într-o zonă din asta de pădure, pe unul dintre râurile din Cugir, Râul Mare, iar undeva la distanță de 7 km de start este o cabană. Acolo vom face primul popas, după care ne vom întoarce pe același traseu. Am înțeles că o acțiune similară a avut loc în Sibiu? Da? De aici a pornit ideea, da. Și a avut succes în Sibiu? Da, de asta am și luat și noi modelul. Corect. Mai ce e bun, trebuie copiat. Da. La câți sportivi, la câți oameni vă așteptați? La câți sâmbătă? De sâmbătă va fi la ora? La ora 15. La ora 15, da. Păi, ajungeți la cabana acolo și după aceea cum... Acolo o să servim niște apă, o să servim niște fructe, așa, și după care ne vom întoarce în același format și aceeași formație. Și bun, acțiunea este o acțiune, bineînțeles, care va fi vizibilă. Da, și pentru sănătate. Iubitorii de mișcare pot să se manifeste într-un mod organizat și în același timp arată și solidaritatea față de Mateo. Și din punct de vedere financiar și din faptul că se adună acolo pentru acest copil. Deci, eu zic că sunt mai multe lucruri, da, simbolice și care... componenta, da, de rugăciune, că practic e o rugăciune colectivă, dacă se adună toți pentru un scop. Da. Următoarele acțiuni, deci din 20 porniți acțiunile, da. Acum nu cred că le ține secret. Ce, nu, da? În 1 mai avem Târgul Voluntarilor. Despre ce? În iunie. În 1 iunie. 1 iunie. 1 iunie, nu. Da, 1 iunie. Nu contează, cred că... Târgul Voluntarilor. Da. Se vor face echipe de voluntari, o să-și aleagă ei echipele și vor concura pentru a strânge bani din diverse acțiuni pentru Mateo. Pot să comercializeze anumite lucruri, pot să facă acțiuni copii, prin care... Exact. Da, de școală generală și de liceu. Vor face echipe, echipa care strânge cei mai mulți bani va fi premiată cu o excursie. Unde? Asta o ține secret. Dar putem să spunem că va fi vorba despre Strand, un oraș mare cu muzee și, și un parc din ăsta cu cățărări prin copaci și așa mai departe. Undeva la munte. Undeva la munte. Și echipa de câți copii? De 4 sau 5 4 membri. Sau 5 membri trebuie să aibă echipa, da. Și au rază de acțiune numai în municipiul Cugir sau o să-i vedem prin tot județul? Nu, nu. Deci va fi o singură zi de 1 iunie, un târg de la 9 dimineața la 9 seara, în care atunci au dreptul să strângă bani și să concureze. Da, echipele deja au început să se formeze? Sau din data de 15 am lansat campania de înscriere care durează până în, sau perioada de înscriere care durează până în 25. Deci, i-am anunțat, am făcut publicitate, apropo, informații suplimentare pot să găsească doritorii și din alte localități, dacă sunt interesați. Pe site-ul asociației, pe site-ul asociației ținedetine.ro, deci este o excursie de 3 zile, cum spuneam, are și o parte de strand, vizită de muzee, bineînțeles, mâncare, transport, tot ce ține, cazarea va fi... Și acolo e și modalitatea, cum strâng banii, pe tabel? Nu, va fi cu urnă, fiecare echipă va primi câte urnă, la final o să strângem toate urnele, vor fi numerotate și vom ști ce echipă a strâns cei mai mulți bani. Și pot fi echipe și de oameni mari? Dacă își doresc. Dacă își doresc. Mari, n-am pus nicio limită de vârstă, n-avem, deci nu, de nu, poate să, poate să participă. Asta de 1 iunie. De 1 iunie, în 3 iunie, am fost contactați de unul dintre restaurantele din Cugir, care ne-a ajutat cu promovarea cazului lui Mateo prin meniu. A pus în meniu o informare, nu, alt restaurant, da,
în data de 3 iunie își va lansa băuturile de vară. Și nu vor avea preț, băuturile vor fi ca prezentare, nu vor avea preț, dar cine consideră că merită va băga în urnă pentru Mateo. Toate încasările din ziua respectivă vor fi pentru Mateo. Frumos. Da, da. Este o acțiune la care ne așteptăm să participe cât mai multe lume. Da, Mateo, cred că va fi viitorul primar după ce va reuși operația și va crește mare. Doamne ajută. Da, sper. Doamne ajută. Cât de mult v-ați așteptat la acest ajutor? Și cum... Nici nu m-am gândit vreodată că s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Nu sunt cuvinte să putem mulțumi tuturor ce sprijin am primit și financiar și psihic și moral sau cum să mă exprim. E super. Deci nu sunt cuvinte, nu pot să exprim. Este extraordinar ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat până acum și mulțumim tuturor. Da. Dar totuși vă așteptați, nu știu, cum e sentimentul ăla, că știu că e greu de explicat, că nu poți să spui, știi că unii spun, vă înțeleg. N-ai cum să înțelegi decât dacă ești în cazul concret, că nu poți să înțelegi, poți să-ți imaginezi atât tot, dar mai mult e foarte greu. Aveați speranța totuși, nu? Vă rugați, sunteți mergeți la biserică, vă rugați... Ocazional. Suntem o familie creștină, o familie modernă, o familie model, cum să spun, o familie unită. Cum să zic eu, nu că mă așteptam să se întâmple ceva sau că chiar tot ce s-a întâmplat așa dintr-o dată, deci nu ne așteptam așa ceva, dar nu știu cum să mă exprim. Nu e foarte interesant ce spuneți, că nu vă așteptați la așa ceva și încerc să folosesc empatia de care câteodată nu duc lipsă. Dumneavoastră l-ați luat pe Mateo așa cum îi, ca pe un cadou. Nu ca pe o povară. Exact, deci voi exact. L-ați acceptat că e copilul dumneavoastră și l-ați acceptat ca pe un dar. Exact. De la Dumnezeu, chiar dacă sunt problemele care sunt. Da. Într-adevăr, am acceptat foarte ușor situația, deci nu ne-am pus niciodată un semn de întrebare. Adică, poate că un semn de întrebare la început, da, dar cu timpul am reușit să înțelegem ceea ce se întâmplă și am acceptat toată situația așa cum este. Îmi permit să intervin, două minute. În momentul în care l-am cunoscut, și asta o spun tot timpul când vorbesc de Mateo, în momentul în care l-am cunoscut, Mircea ne-a povestit așa, ne întrebam de ce oare Dumnezeu ne-a dat nouă prin copilul ăsta să pățească așa ceva, dar când a văzut în spital câte cazuri sunt și câți copii părăsiți de părinți sunt, a zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat mie copilul ăsta, și a zis că foarte des, când trece pe lângă o biserică sau când se gândește la Mateo, zice, îți mulțumesc pentru copilul pe care mi l-ai dat. Este un gest extraordinar, mi se pare mie, să poți să spui așa ceva. Da. Domnul este un om foarte modest de felul lui, deci nu a făcut paradă cum ar face poate o serie întreagă de oameni de suferință pe care el o are, să iasă în piața publică și să strige, uitați ce mi se întâmplă mie, deci nu s-a lamentat, deci și-a dus crucea, ca să îi spunem așa, cu demnitate și cu onoare și cu putere, fiind un exemplu pentru ceilalți. Noi am aflat de cazul lui de la altă persoană care este implicată în asociația noastră și ne ajută cu anumite lucruri și ne-a spus, știți, este cineva care, pe Mircea, eu cel puțin îl știu din vedere din oraș, niciodată nu mi-am imaginat că poate să aibă problemele pe care le are, pentru că nu le afișează și niciodată nu se plânge de ele. Da, și după aceea, oamenii care au aflat despre caz, da, pe ce noi l-am văzut, cel care îl plimbă pe Mateo și îl știm, l-am văzut de foarte multe ori, dar a rămas la atât, la imagine. Deci nu au trecut dincolo să vadă ce se întâmplă în familia respectivă sau ce se întâmplă în culise, să zic așa. Și dacă se poate interveni, adică dacă există o șansă de a se reveni la sănătate și la o viață normală. Da, e impresionant modul în care ați abordat această
problemă, mă refer la dumneavoastră, la tata lui Mateo, și probabil de acolo vine și această solidaritate enormă, pentru că foarte mulți oameni, când văd cazuri de genul acesta în care un copil are o boală și se necesită o intervenție chirurgicală, mulți spun, a, stai o țără, că dacă n-ajung banii la copilul respectiv, există o suspiciune. E, în momentul în care dumneavoastră vă comportați cu atât de demnitate exemplară și pe de altă parte dumneavoastră ca asociație aveți un istoric deja, că dacă venea o asociație care hop-top peste noapte vrea să strângă bani pentru Mateo, dumneavoastră deja aveți un istoric și se pare că a fost binecuvântată clipa în care v-a venit ideea cu elevii dumneavoastră. Deci a fost un început predestinat, să-i spunem așa. Ce alte acțiuni și cât va dura această campanie? Până la... Până reușim banii. Să strângem bani. Da. Până la obiectivul final. O, mai în alte orașe... M-a sunat... am foarte mulți fuștele de semn, bogat la capitolul ăsta, foarte bogat. Și zilele trecute m-a sunat un fost elev care a terminat acum câțiva ani și mi-a zis, știți, eu sunt student la Cluj și aș dori și eu să fac, deci să luăm franciza dumneavoastră cu Pedalează pentru Mateo și să facem la Cluj. Eu sunt implicat în mai multe asociații din astea studențești și ce mi-aș dori să facem și noi, să folosim materialele promoționale pe care le-ați folosit dumneavoastră și pe care vreți să le folosiți la Cluj și să le folosim la Cluj. Și de asemenea am mulți foști elevi la Timișoara și mi-aș dori să reușim ceva și în Timișoara. Deci vrem să extindem un pic raza de... Da, în conturi acolo bănuiesc că se vede. Sau au venit sume de bani și din afara Cugirului sau da. Da. Și din străinătate. Și din străinătate. Deci a fost mediatizată mai ales pe rețelele de socializare această problemă și cazul lui Mateo. Da. Și oamenii de prima dată când a apărut știrea... Există despre... o sumă minimă care se poate depune la bancă? Nu știu. Nu există. Deci fiecare am primit și 5 lei, deci fiecare cât a putut. Am primit și 1000 de lei, am primit și 500 de euro, deci fiecare cât a considerat că poate să doneze, deci... Și solidaritatea extraordinară a fost în momentul în care a apărut știrea respectivă, în a doua zi am primit în cont 3000 de lei. După două zile erau 6000. Da, deci are un impact și mass media, da, foarte bun. Acum și Facebook-ul nu-i de aici de acolo cum ar veni. Dar cel mai mult, cred că de la om la om se duce fenomenul. Da. V-am spus, lumea în Cugir îl știa pe Mateo, dar v-am spus, nu știa culisele. Deci, modestia familiei a făcut, da, să rămână un prag din ăsta de modestie. Deci, să... Da. Ce să zic, felicitări fundației dumneavoastră, asociației. E asociație, dar puteți să o faceți fundație, am gura aurită, să devină, dacă e fundație de interes național, la un moment dat, cu siguranță acest caz va fi o reușită și va fi cu siguranță o rampă de lansare pentru alte filiale în țară. Pentru că Cugirul dă exemplu, deci se dă ora exactă mai nou de la Cugir în cazurilor sociale. Ce să zic, multă sănătate la fiul dumneavoastră. Mulțumesc. Și sunteți un exemplu pozitiv pentru mulți și Mateo trebuie să se mândrească pentru cu dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră cu Mateo, că e un copil extraordinar și la câtă voință are și bunătate, cu siguranță Dumnezeu a vrut să fie așa ca să învățăm mai multe despre viață, că zice că nimic nu e întâmplător. Și să prețuim ceea ce avem. Și să prețuim ceea ce avem, da. Vezi că în cazul tău e valabil aia că zice să faci ce... Cum e cu popa? Că acum unii telespectatori poate nu știu că predai religie și ai făcut seminarul ortodox. Facultatea de teologie. Și zice să faci ce zice, nu ce face. În cazul tău se poate spune să faceți ce zice profesorul de religie și ce face. Deci ce zice și ce face.
fi în loc de mai mult și l-a făcut. Și l-a făcut, da. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și telespectatorilor pentru atenție. Rămâneți aproape, emisiunea continuă în câteva momente. Încă o dată mulțumim și pentru noi pentru invitație și vă așteptăm la concursul de șac și la celelalte acțiuni pe care le desfășurăm. Cu mare drag. Salutări și la Mateo. Mulțumim. Rămâneți aproape. Continuăm emisiunea, alături de mine e Cristi Erlich, ghid de turism ecvestru, un maestru, un îmblânzitor de cai în același timp și un om deosebit care, cu ajutorul căruia o să vă spunem câteva povești frumoase despre un loc minunat din județul Alba, mai precis despre locul cunoscut ca fiind la Mesteceni, Răhău. Salutare, Cristi, bine ai venit la noi. Bună la seara. Emisiune. Vom avea un eveniment zilele următoare, un eveniment deosebit la Mesteceni, la Răhău, unde există un club de călărie, club, da. Cum îi spunem, școală de călărie, ce se întâmplă club pe acolo? Club de echitație. Club de echitație. Am înțeles că organizați și tabere pentru copii? Da, da? Și lecții de călărie și abonamente pentru echitație. De la ce vârstă poate învăța un copil să călărească? Noi facem călărie de agrement, deci facem fără limită de vârstă. Și în câte ore? Cât e un calup de... Păi depinde de vârstă, că dacă e foarte mic, atunci doar socializare cu calul, plimbare, chestii, dar... Cât de deștepți sunt caii? Periculos de deștepți. Atât că nu știu vorbi. Atât, da. Dar putem să înțelegem. Tocmai asta vrem să și facem cu Denis. Vineri, sâmbătă și duminică la Mesteceni îl va găzdui pe actorul Denis Ștefan. Haideți să vedem câteva imagini și să vă spun mai multe despre o poveste, o poveste deosebită, o poveste a unui cal și, bineînțeles, o poveste a unui actor deosebit de cunoscut care va veni la Mesteceni începând de vineri această săptămână. Din această cauză a fost condamnată la moarte, a devenit o speranță pentru România. Actorul Denis Ștefan a reușit să salveze de la tăiere un cal tânăr, considerat de foștii proprietari prea periculos. Denis, care este pasionat de cai și dresor experimentat, a găsit iapa într-un laborator. Într-un laborator abator, da. Șansa acestei iepe, șansa calului, a fost actorul Denis Ștefan, un mare iubitor de cai și un dresor iscusit. Cu drag și răbdare, mai puțin de un an, acesta a reușit să o îmblânzească. Uma, căci acesta este numele calului, este acum un model și își ajută stăpânul la demonstrații. Fusese abuzată și era prea speriată ca să lase pe cineva să se apropie de ea, însă Denis Ștefan a cumpărat-o, apoi cu infinită răbdare și dragoste a transformat-o dintr-un animal sălbatic într-unul nobil și disciplinat, care poate să participe la competiție. Speriată și periculoasă, Uma nu putea fi atunci atinsă de nimeni, pentru că lovea cu putere pe oricine. Denis Ștefan, îndrăgitul actor din filmele românești În familie, Pe cale se întoarce sau Codruț din telenovela Inima de țigan, a găsit-o pe Uma la timp într-un abator și a salvat-o. Uma urma să fie sacrificată în Italia. Denis Ștefan spune acum ceva vreme următoarele: cel mai greu a fost să o fac să aibă încredere în oameni, fusese abuzată, i-au încercat să-i arăt că poate să aibă încredere și respect. Povestea Umei a ajuns în presa din Europa, care l-a numit pe actorul român omul care salvează caii de la tăiere. Gesturile aproape imperceptibile ale călărețului sunt în realitate comenzi pe care iapa le execută imediat cu eleganță aparte. Aproape că nici nu-ți dai seama ce anume o determine să o ia la galop,
apoi să se oprească brusc și să pornească în pas lateral. Uma are 6 ani, dar în primii 5 ani n-a reușit nimeni să pună șaua pe ea. Cei care au crescut-o spuneau că e nărăvașă, așa că au dat-o unor italieni să o facă salam. Actorul Denis Ștefan a întors-o însă din drumul abatorului. Denis Ștefan a prins drag de cai, odată cu filmările Pentru Păcală se întoarce, s-a specializat apoi în dresaj, iar acum este recunoscut ca un iscusit îmblânzitor de animale dificile. Denis Ștefan va fi prezent vineri, sâmbătă și duminică, deci 19, 20, 21 mai, va fi prezent la Mesteceni, Răhău, lângă Sebeș, unde va avea un workshop, va ține niște cursuri de dresaj, lucruri care le vom afla mai multe de la Cristi Erlich, invitatul nostru. În ce constă cursurile și, practic, ce va face Denis Șerban în acest weekend la Răhău? Păi, noi ne ocupăm de metoda dresajului natural, adică încercăm să schimbăm un pic mentalitatea oamenilor cu privire la antrenamentul cailor, totul se face cu cât mai puțină constrângere, cu metode cât mai blânde, cu înțelegere, cu dialog. Cu dialog cu calul. Cu dialog cu calul, bineînțeles. Da, înțelege atât de înțelegător un cal, deci fără bici, fără nimica. Da, dacă îi cunoști foarte bine natura calului și psihologia lui, atunci ajungi să te înțelegi foarte bine cu el. Am văzut ceva cu un balon, cu o minge și cu... Da, sunt exerciții, caii se plictisesc foarte repede făcând același exercițiu și atunci tot timpul trebuie să le dai altceva de lucru. Fiecare are personalitate proprie și atunci trebuie să te adaptezi în funcție de... Da, ai spus dresaj natural. Există și dresaj artificial, adică cu bâta? Da, există și dresajul sportiv, de exemplu. Adică total diferit de ce facem noi. Și noi nu ne bazăm pe asta. Noi facem agrement, caii noștri trebuie să fie blânzi, cu minți, calmi, relaxați. Deci total diferit față de sport în sine, ecvestru. Și practic în aceste 3 zile Denis Ștefan va face o demonstrație cum se îmblânzește un cal, cum se deburează, spunem noi, adică deburează, da. E termenul pe care îl folosim la caii tineri care n-au fost niciodată încălecați, adică cum se creează dialogul ăsta cu calul, cum ajungi să-l înțelegi, cum se pune șaua pentru prima dată, cum să-l încaleci pentru prima dată. Și aveți cai tineri la Doi dintre cursanți o să vină cu caii proprii de la Salonta și de la Mediaș. Și atunci o să avem 2 cai noi, pentru că caii noștri deja sunt pregătiți pentru... A, deci vin cursanți din toată țara? Din toată țara, da. Și iubitorii de echitație, sau cum se numește acest sport, nu? Iubitorii de cai și de inedit pot veni să participe? Toată lumea este invitată, toți care... iubesc cai sau vor să vadă, mai ales copiii, știu că sunt nebuniți după cai și mulți n-au știut de posibilitatea asta și îi invit pe toți cu mare plăcere. Și cine îl cunoaște pe Denis, bine, sau vrea să-l cunoască pe Denis Ștefan. Da, îl cunoaștem din filme. Acum la Răhău o să năvălim să ne de, cum se zice, autografe și să ne facem poză. Da. De la ce oră pot veni spectatorii? Păi, sau cum e programul? Cursurile încep la ora 10 dimineața, de la ora 12:30 e o pauză de masă, pauza cailor și probabil după masă, de la ora 14 până la ora 18 este a doua parte a cursului și o să facem și ceva demonstrații de călărie western și... Tras cu arcul? Face de Denis. Am văzut că... Nu neapărat, asta e deja chestie pentru călăreți avansați și noi facem doar cu amatori. Da, am văzut de pe mai multe site-uri declarații ale unor domni, ale unor cursanți care fac echitație și foarte interesant, am ales câteva și spune așa, o cursantă, zice, de când fac echitație sunt mult mai fericită, mult mai plină de viață. Încă mai am puțină teamă de ei, de cai, pe care trebuie să o înlătăr. De aceea și particip la acest workshop, spune o cursantă. Altcineva spune, am învățat
Cum aș putea să fac un cal să aibă încredere în mine? Pot să zic că nu e o treabă ușoară, spune o altă participantă la cursuri. Deci sunt foarte mulți care participă, chiar și doctori. Iată, ce spune un psiholog? Sunt psiholog, fac terapie cu cai și mă ajută foarte mult în jobul meu. Am un băiețel care este suferind de ADHD și de debilitate. El se manifestă într-un anume fel în cabinet și cu totul altfel în natură lângă căluți, spune acest psiholog. Din păcate, caii nu pot învăța limba noastră, dar noi putem învăța limba lor. Ce frumos, spune actorul Denis Ștefan, specialist în dresaj hipic. Deci, toți care doriți să faceți o poză cu Denis Ștefan și să participați la aceste workshop-uri, să vedeți cum se dresează un cai, sunteți așteptați cu mare drag la Mestecenii, chiar la intrare în Răhău. Imediat pe partea stângă e un club de echitație. La clubul de echitație am înțeles că aveți și spații pentru copii unde se pot sunt două juca. Spații de joacă, este teren de tenis, teren și aveți de fotbal. Tironi... Și o tiroliană. Tirolian, avem și da. Tiroliană, da. De 120 de metri. 120 de metri. Da, aia cum e? 120 se ține numai de mâine sau se nu, stă nu, avem șezut? Hamuri speciale, cu siguranță. A, deci nu există riscul să cazi. Nu. Și se merge exact pe deasupra pășunilor unde sunt caii, deci. Wow, ce frumos. Deci, deci 120 să... treci deasupra cailor cu... Da, dacă o să stea cai acolo. Deci super fain, e un loc mai puțin cunoscut, chiar dacă e în apropierea noastră. Și cu tiroliana aia, cât e? Se plătește? Tura dată? Păi sau inițial trebuie programată, se face pe grupuri, mai ales copii sunt interesați. Noi facem cu copiii care vin în tabără, facem și drumeții călare, corect, mergem în pădure. Haideți să vorbim o țară despre activitățile care le face clubul dumneavoastră. Odată tabere în care vin copii din întreaga lume, am înțeles, da? În care copiii ce fac? Care este tabără de echitație, da. Așa se spune, în care învață să călărească. Învață să călărească sau cei care știu să călărească experimentează altceva. Facem călărie și la voltijă, învățăm și cum să-și antreneze proprii cai și așa mai departe, plus celelalte activități, piscina, tiroliana, drumeții în pădure. Cu cai. Cu cai, am înțeles că da. Pe cai duceți copiii prin pădure, până da. La Râpa Roșie, până la, la Râpa Roșie, Câlnic, la Câlnic, la cetate, da. Și acestea, tabere sunt numai pe parcursul vacanțelor sau sunt și păi inițial am făcut doar pe vacanța de vară până acum, dar în funcție de cereri o să vedem. Facem și cu team building-uri, că sunt și oameni mari care vor să participe la, la cursuri din astea. Nu... Din câte am înțeles, aveți și cursanți care vor să călărească și au peste 60 de ani? Da. Da. Călăria de agrement nu are nicio limită de vârstă, nicio limită de greutate, poate să o facă oricine. Cât de repede se învață? Dacă n-ai mai călărit niciodată? Destul de greu, pentru că practic trebuie pe cale îți inversezi instinctele. Deci nu se naște nimeni pe cal și nimeni cu aptitudini de călărie. Toată lumea învață să călărească. Și cum e asta, să inversezi instincte? Adică tot ce-ți vine instinctiv să faci în viața de zi cu zi, pe cal nu e corect. Dați-mi un exemplu. Un exemplu. Normal trebuie să stai cu călcâiele apăsate în jos tot timpul ca să-ți păstrezi echilibru pe șa. Și automat, instinctiv, apeși pe vârfuri. Apeși pe vârfuri. Corect. De multe ori stai aplecat în față, mai ales când ești la înălțime. E bine, pe cal e corect să stai drept sau un pic lăsat pe spate ca să păstrezi echilibru. Călăria îți creează un echilibru foarte bun, adică câștigi foarte multe chestii și fizice și psihice. În momentul în care ești călare pe cal, uiți toate problemele, nu te preocupă decât să te bucuri de experiență. De unde pasiunea ta pentru cai? Sau de când? De mic copil? Nu. Eu am crescut la oraș. Am făcut liceu de chimie, a fost o întâmplare, pur și simplu că am crescut lângă cea mai mare călărie din sud-est, cea mai mare herghelie din sud-estul Europei, de Lipițani, la Sâmbăta de Jos. Și acolo am avut primul contact cu cai la 19 ani. Și de atunci, practic, a fost ca un virus. Sâmbăta de Jos, e o mănăstire acolo? Nu, aia la Sâmbăta de Sus. Sâmbăta de Sus.
A, dar tot în zona aia, da, în județul, da, Brașov? Da, da. Lângă, da, chiar lângă Făgăraș, la 15 km de Făgăraș. Și la 19 ani ai avut da, legătura cu primul acest sport, cu, da? Și ai făcut o școală specială sau cum, păi, ai învățat am să început, cum ai învățat? Prima dată am fost grăjdar, adică am început de foarte jos, după aceea am avut posibilitatea prin cineva să merg în Franța, să lucrez și să învăț în același timp la o școală de dresaj lângă Brest. Dar au fost condiții, au zis, nu poți să înveți călăria? Nu, era un program special în care... Prima dată da, trebuia să, grăjdar, pleci, să înțelegi. Da, să înțelegi natura calului, pentru că practic asta e cel mai important. Omul de lângă cai, ăla știe cel mai bine. Bun, după aceea ai ajuns în Franța? Da. După 8 luni de zile, după ce mi-am luat toate cursurile, am ajuns la cel mai înalt nivel, galop 7, am vrut să revin în România și n-am reușit să găsesc niciun galop serviciu. Galop 7, așa se numește? Da, da. În toată Europa există un anumit termen pentru nivelul de călărie. Și doar la noi nu există. Și în momentul în care te duci la un club de călărie, instructorul te întreabă ce nivel e și atunci tu îi prezinți actul cu... ce nivel e și atunci știe ce poate să facă cu tine. Știe de unde să te ia. Da. Dar la noi poate să vină să zică că știe să călărească și poate nu s-a urcat decât pe calul lui bunicu. Bun, și nivelul maxim de maestrie e galop 7? E galop 7, da. Deci, cu alte cuvinte, călărești ca un dac adevărat, nu? Da, ei s-au amuzat când m-au văzut prima dată când am călărit, pentru că... Cum s-au amuzat? S-au amuzat pentru că ei călăresc foarte corect, au o ținută impecabilă. Da, cum îi vedem la televizor. Exact, așa. Exact, foarte eleganți, se urcă pe cal întotdeauna foarte curați, cu mănuși albe, cu cizmele foarte lustruite. Și eu am ajuns acolo călărind ca haiducii lui 7 cai pe dealuri și au zis, da, uite așa călăream noi în evul mediu. No, și de atunci am început într-adevăr să învăț foarte multe chestii despre cai. Totul despre cai. Și n-ai primit solicitări din partea caselor de filme că le trebuie cascadori care călăresc? Nu. Sau nu se mai fac filme cu haiduci? N-am vrut de să merg eu. N-am vrut să merg pentru că am luat contact cu dresajul natural, cu americanii ăștia care lucrează foarte mult pe dresaj natural și după aceea l-am cunoscut și pe Dennis. Eu ca actor nu l-am cunoscut prea mult, eu știu ca om de cai și de acolo am început practic să facem altă față a călăriei. Da. Haideți să mai vedem o dată imaginile. Oricum și peisajul pe care îl aveți acolo la clubul de echitație este superb. Este parcă un loc așa rupt din rai. Cu toate, cu piscina, cu tot. Acolo se vând niște imagini și... puse de către clienții pe care i-a avut de-a lungul timpului. Deci, efectiv, practic așa se desfășoară. Merg pâlcuri, nu? În da, mergem în grupuri sau individual pe traseu. Da. Aici e actorul Denis Ștefan. Ce rase de cai aveți? Noi avem pur sânge arab, halflinger austriac și lipițani. Sunt o mică avere. Bănuiesc acești cai de rasă, nu? 8? Da. 8 armăsari sau... 8 cai. 8 cai. Iepe și cai castrați. Nu se lucrează cu armăsari într-un club de călărie. Da, aici din nou este Denis Ștefan, care l-am văzut că trage și cu arcul din mers. Aici bănuiesc că îi... Sunt elevii clubului, da. Elevi, copii, care piscina... de la locație. Am înțeles că e plin de străini la voi la club. Da. Mai ales când dă căldura, e plin de străini și noi cei din Sebeș și din Alba și din împrejurim știm prea puțin despre acest loc minunat. Din nou aici se face dresaj. Asta este o tehnică de dresaj natural, nu? Da, da, se lucrează fără zăbăluță, doar cu căpăstru în cap. Noi nu punem la cai în gură zăbăluțe și fier decât când este nevoie. E mai greu să corectezi un cal care deja a fost învățat prost decât să înveți unul de tânăr. A, deci înseamnă că a avut de furcă foarte mult. Dennis cu acea iapă. Eu îl înțeleg și știu că foarte mult a avut de lucru. Că am înțeles că era o iapă nărăvașă.
care, nu, să trimiți dita mai armăsarul la, nu era în măsar, dar iapă era de rasă bună. Cu atât mai greu, pentru că iepele sunt mai încăpățânate decât da? Caii. Și caii pe care îi aveți, deci, și caii castrați, așa se, deci nu se lucrează cu armăsari? Nu, nărăvași, nu, sunt, nu, nu sunt nărăvași, nu sunt compatibili cu iepele, prin natura lor. Și oraș, nu sunt compatibili cu ceilalți armăsari, pentru că la fel, prin natura lor, să bat, să luptă, să-și câștige. Și în Franța ai lucrat în acest domeniu de N-am lucrat, dresaj? Am făcut curs. Curs? Cursuri, da. Să mergi în Franța. Și în România unde poți face cursuri? La voi? În România nu există, nu există cursuri de calificare pentru merseria asta. S-a făcut la un moment dat undeva lângă Sighișoara și atunci am avut norocul de a participa la cursuri și am devenit ghid de turism ecvestru, care e singura practic meserie omologată la noi, care include 21 de unități de competență, printre care și antrenarea cailor, coordonarea centrului ecvestru, tot ce ține de cai. 21 de competențe? Da. Care sunt astea? Hai să legat. Păi, cunoașterea limbilor străine, administrarea grajdului, antrenarea cailor, antrenarea călăreților, să creezi traseele. Trebuie și ei să se antreneze? Sunt da, exerciții specifice? Da, bineînțeles, mai ales pentru pregătirea pe traseu, trebuie să înveți cum să treacă peste obstacole naturale, cum să le ocolească. Adică trebuie o pregătire înainte să ieși pe traseu, pentru că se pot ivi surprize și siguranța e pe primul loc. Deci la noi riscul trebuie să fie zero. Omul e pe primul loc. Totuși acolo am văzut în filmulețe, sunt filmulețe, repet, puse de pe YouTube, unele de către foști clienți care au călărit acolo. Am văzut că băgau viteză. Da, da, dar se merge, cum v-am zis, pe nivele. În momentul în care mergi în toate alurile calului, și la pas, și la trap, și la galop, atunci nu ai nicio problemă, sunt porțiuni stabilite unde se poate face galop, unde te poți bucura practic de toată libertatea calului. Care este abonamentul minim, adică cum se iau, 10 ședințe, 15 ședințe, o lună, cum se procedează? Este abonamentul lunar de 8 ședințe, asta înseamnă 2 ședințe pe săptămână. În care dacă cineva din Aiud, presupunând, da, sau din Ogna Mure, sau dintr-un oraș, din județ, vrea să vină, el își ia 8 abonamente într-o lună. 8 ședințe. 8 ședințe, lună. Da, scuze. 8 ședințe și 2 pe săptămână trebuie să da. Le consume, nu? Da. Și își poate alege zilele sau da, orele? Da, cum să nu-și face programare, mă sună pe mine personal, facem programarea, se prezintă la programare, urmează ședința de 25 de minute, pentru că asta e, ședințele de manej sunt foarte intense și atunci se fac într-un timp limită, pentru că după aceea ai febră musculară, ai dureri în toate părțile. Faci febră musculară? Da. De când folosești spate, mușchi, nu? Nu. Nu? Mușchii inghinali, brațele, gâtul. De la călărit? Da. Incredibil. Da. Deci 8 ședințe și cât e un abonament? Sau e secret? Nu, e 250 de lei abonamentul lunar. Sau mai este varianta de 10 ore de abonament, asta e 400 de lei, în care este inclus ultimele ore de traseu. Adică dacă ajungi la nivelul, în 8 ore, 9 ore, de ajungi la nivelul măcar să mergi în două aluri ale calului pas și trap, atunci ești calificat să faci un traseu de o oră, oră jumate, care e inclus în abonament. Da, deci nu sunt sume foarte, foarte mari, 250 de lei, deci într-o lună da. Și în 8 ședințe înveți, adică stai în... Depinde de... Majoritatea, zic. Majoritatea da? Învață, da. Da. Un copil de la 10 ani învață foarte bine să-și conducă calul la trap, în manej, printre jaloane, să poată să-l oprească când vrea să facă anumite chestii, să aibă echilibru, ritm, siguranță. Și dacă cineva vrea să vină efectiv, știe călării și vrea să vină să... călărească o oră, poate... Face o ședință prima dată, să-l văd, să știu ce cal să-i dau și după aceea mergem pe traseu. A, în funcție de stilul? Da, în funcție de cât de mult cunoaște, de stil, fiecare om, unul vrea un cal mai moale, unul mai rapid, trebuie să văd călărețul ca să știu ce cal îi dau. Cam ce trasee sunt? De ce întreb? Totuși este lângă o șosea europeană, locația dumneavoastră, și mă gândeam pe unde. Că o luați e pod de traversat pe dedesubt. Ah,
Da. Deci se traversează pe dedesubt, se merge și la Rupa Roșie, traseul e superb, l-am descoperit anul trecut pentru prima dată și e impresionant. Mergi practic 4 ore pe coama unui deal și vezi tot Sebeșul de jur împrejur, inclusiv satele. Și deci atâta este traseul Râpa Roșie? Deci pe Râpa Roșie, Răhău, cam atâta, e cam 3 ore, 4 ore maxim, cu o pauză la Râpa Roșie, un sandwich, o apă, noi luăm toate după noi. Ce mănâncă ca ești jăratic? Cum? E cam poveste. Nu, ce tratament au? Sunt de rasă, da? Da. Și au o alimentație anume? Nu? Mănâncă iarbă, cât mai natural. Caii știu foarte bine să se adapteze, deci n-au nevoie de ajutorul nostru. Le dăm suplimente în momentul în care facem călărie, le dăm ovăz pentru energie și în rest nimic. Fân, deci și valabil iarbă. Cu vrecalule ovăz. Da. Deci ovăzul le face bine. În afară de aceste cursuri, ce alte oferte aveți? La taberele cum se organizează? Vă contactează cineva care organizează el tabere și vine direct cu grupul sau organizați și dumneavoastră? Normal sună părinții și noi stabilim datele în care facem tabere și dacă se strâng un anumit număr de copii... Deci dumneavoastră le organizați. Noi le organizăm, da. Se strâng un anumit număr de copii, atunci organizăm tabera. Numărul minim e 8, pentru că o cameră, un apartament are capacitatea de 8 locuri pentru copii, plus însoțitorul care are grijă de el. Dacă nu există, există din partea noastră personal care să aibă grijă de copii. Părinții vin pe semnătură, pe tot, le asigurăm mâncare, le asigurăm igienă, tot ce au nevoie. Lecțiile de călărie incluse. Deci minim 8 copii, da? Da. Și cât durează o tabără la dumneavoastră? Păi inițial intrarea e duminică și plecarea e sâmbătă după masa. Pe 7 zile. Da. Și pentru un copil, ce înseamnă? Vreau să-mi aduc copilul la dumneavoastră. Nu vă mai sun, că v-am acum în direct, nu vă mai dau telefon. Ce înseamnă? Alo, sunt Radu Roncea de la Carolina TV. Vreau să-mi trimit un băiat în tabără. Da. Îl înscrieți într-o anumită perioadă. Da, într-o anumită perioadă și... Ce trebuie să fac eu? Deci vin cu copilul, are 12 ani, trebuie să semnez că sunt de acord. Sunteți de acord, noi vă dăm un regulament. Copilul trebuie să-l respecte, împreună cu el îl citiți și îl semnați ca să fie conștient. Deci se face un instructaj de protecție a muncii, cum ar veni, că totuși nu călărește, călărește un cal. Ce înseamnă casă, masă și antrenament? Da, de două ori pe zi sunt cursurile de călărie și în afara orelor de călărie sunt cunoașterea calului, cunoașterea harnașamentelor, cum se pregătește un cal, cum se spală un cal. Practic e o tabără de profil în care el învață tot, 7 zile, învață tot despre cal. Cât mai multe despre cal. Da. Deci are 2 ore despre teorie? Are 2 ore de călărie. Una dimineața și una seara. Zilnic? Zilnic. E bună treabă, 2 ore bun, plus teorie sau cum face asta la sală, tot bănuiesc. Teoria e după cursurile de călărie. După cursurile de călărie vin la Graș, acolo le predăm tot ce e necesar. Încă 2 ore sau ceva de genul. Cât au ei răbdare, pentru că dacă vine căldura, fug la piscină. Bun, după aceea au piscină la care au acces, au acea tiroliană, au spațiu de joacă. Sunt locurile de joacă, dar e unul la Fânar și... Mai e unul chiar lângă pensiune. Cât înseamnă ca efort pentru un părinte să-și trimită copilul? Nu știu să vă dau detalii astea. Nu foarte mult, în jur de 1200 de lei. În jur de 1200 de lei. Da, în jur acum. Da, probabil bănuiesc că depinde dacă cineva vrea să organizeze o școală sau așa și vine cu 30 de copii, dacă e grupul mai mare, bănuiesc că acolo Depinde și de câte ore de călărie ia, pentru că poate să, să facă 10 ore și atunci are de 2 ori pe zi sau 5 ore și atunci are câte o lecție pe zi. E în funcție de cum aleg părinții sau copiii încep să facă 5 ședințe și dacă le place, le mărim numărul de lecții. De lecții. E fain. Deci ne putem adapta în funcție de... cu vârsta de copii, cam așa, 8, 9, 10 ani, ca să-i putem controla unii care să nu... Am înțeles că singura restricție e la gravide, atâta, nu? Da. Femeile gravide nu au voie călare. Nu au voie călare. În rest, și care au 60 de ani și care au 70 de ani, nu contează. Nu contează.
probabil unii ori visa toată viața să urce pe un cal, da. Și deci nu e chiar așa de simplu. Deci dacă vezi un cal și n-ai călărit niciodată, nu e recomandabil să urci direct pe el, că s-ar putea să cazi, nu? Nu, în niciun caz. Niciodată nu ai voie să te apropii de un cal. Trebuie întotdeauna să aștepți ca el să te accepte. Cum? Te poate mușca? Sau, nu mai auzi, te poate povești. Mușca, dar calul e erbivor și automat se sperie. Și fuge inițial, dacă nu poate să fugă. Adică dacă e legat sau e prins la căruță, reacția lui e de apărare, adică mușcă și zvârle. Pentru că alea sunt reacțiile lui. O, calul vede omul de 4 ori mai mare, deci inițial e foarte frică de om la apropiere. Așa îl vede de 4 ori mai mare? Nu. Și atunci care-i tehnologia? Stai să vină calul la tine? Nu, sau cum? Îți dă un semn. Trebuie să-i urmărești nările, urechile, ochii, trebuie să-i cunoști toate chestiile astea naturale ca să știi dacă poți să te apropii sau nu. Dacă te dorește să te cunoască sau nu, dar de obicei e destul de curios, deci o să vrea să cunoască. A, deci e prietenos. Da, da. Calul și e foarte cum se manifestă când dorește? Pur și simplu se întoarce spre tine și atunci știi că te poți apropia. Trebuie să-l faci atent. Dacă știi și numele calului, e cu atât mai bine, pentru că-l atenționezi și te poți apropia în siguranță. Numele? Da, bineînțeles. E mai deștept ca un cățel sau cum? Dacă ar fi să facem comparație așa. Nu știu. Eu am și câini, nu știu ce să zic, dar caii sunt deștepți, îți arată în timp, dar în momentul în care ajungi să-i cunoști, atunci nu te mai poți despărți de ei. Da. Foarte interesant. Da, un loc de vis, ce să zicem, așteptăm cât mai mulți, cât mai mulți spectatori la demonstrația pe care o va face Denis Ștefan, actorul Denis Ștefan, repet, va fi prezent vineri, sâmbătă și duminică la Mesteceni, un loc de vis, un loc minunat pe care vă invit încă o dată la final de emisiune să urmăriți niște imagini din, de la Clubul de Echitație la Mesteceni. Mulțumesc mult, Cristi, pentru prezența în emisiune. Ce să zic, cât mai mulți clienți și cât mai mulți copii care să înveți să călărească și nu numai copii. Încă o dată, mulțumesc. Mult succes la ceea ce faceți acolo și felicitări pentru locul minunat de care aveți grijă. Dumneavoastră, dragi telespectatori, numai bine, să ne vedem sănătoși la următoarele ediții. Rămâneți aproape de Alba Carolina TV pentru că merită. Să vede Sorina.